inițial ora 39, prin 13 a 6 a 8, au primit provocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Spărcei. Da, dar nu știți? Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local, Consiliul de Ședință Ordinară din data de 26-7-2018, conform prevederilor articolului 39 și articolul 68, coroborat cu articolul 48, articolul 115, litera A, din legea numărul 215-2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările convenționale dispuse. Și rog, domnul președinte, să dea cursul ordinii de zi. Bună dimineața, bine ați venit la ședința de astăzi a Consiliului Local Sfărțeni. Avem în ședința de azi 7, aprobarea procesului verbal din data de 28 a ședinței ordinare. Cât avem 5 proiecte. Primul proiect, proiect privind aprobarea realizării studiului de feziabilitate pentru obiectivul de investiție, înființarea rețea gaze distribuție naturală în Comuna Sfărțeni, județul Bacău, inițiat de doamna viceprimar, Bogus. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pentru Mestru 2, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3-2018, la fel domnul primar. Prezentare raport de specialitate privind cheltuieli pentru luna iunie 2018. Și ar mai fi un proiect, vă supun dumneavoastră, sau l-ați discutat ieri în comisie, dacă sunteți de acord să suplimentăm, pentru domnul Merișan Vasile, cu care s-a ocupat de cesul. Mormântarea domnului. S-a ocupat de mormântări. Da? Sunteți de acord cu suplimentarea? Dar sunteți de acord cu suplimentarea? Domnule președinte, îl puneți înainte de ultimul punct. Am înțeles. Că e simplut și e discutat. Da, da, a șaptelea articol. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierului local și declarații politice. Așa. Dacă sunteți de acord cu să suplimentăm ordinea de zi cu ajutorul, cine este pentru? Majoritatea. Majoritatea fiind format din 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suntem majoritatea, da? 9. Da, începem cu punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local din 28-6-2018. Aș vrea să lăsați un comentariu vis-a-vis de ordinea de zi, pentru că dacă domnul șef primar aici, au fost foarte multe situații care le-am solicitat informări, poate chiar și un proiect de hotărâre, care le-am... Vreau să vă întreb, secretarul Comunei Sfărțeni, domnul Dănilă, v-a prezentat o sinteză care o aveți pentru data asta? Pentru că au fost foarte multe discuții vis-a-vis de unele elemente, informări. Dacă dânsul v-a pus, domn primar, pentru ședința următoare, mă interesează? Nu. Bun. Atunci, domn primar, ca să fim și operativi, am solicitat în ședința trecută, în virtutea articolului 63, din legea 2015, niște informări în care primarul este obligat să prezinte Consiliul Local rapoarte și informări. Acestea nu sunt niște lucruri noi. Vreau să vă spun că le-am mai solicitat și anterior. Se referea la faptul că anul trecut, la aprobarea bugetului, a fost o chestie elegantă și ați venit cu planul achizițiilor publice, cu proiect de hotărâre, pentru că așa se validează în Consiliul Local, dumneavoastră îl semnați, este propunerea dumneavoastră, o discutăm, îl votăm. Nu avem planul achizițiilor publice. Acum vă explic. Pe ordinea de zi, nu l-am. Conform legii, pe care să vă dăm o explicație. Păi, conform legii vă întreb eu. Nu. Stați ce spune. Conform OSGG 400, Control Managerial Intern, privind elaborarea programului anual al achizițiilor publice.
Elemente privind responsabile. Elaborat Niță, care, Alexandru, care își ocupă de achiziții publice, verificat concurs de Elena viceprimar, aprobat Anton Gheorghiță Cătălin, deci la aprobă primarul Consiliul Local și vă citesc din lege. Deci l-ați aprobat dumneavoastră, da? Dar noi îl validăm prin vot conform articolului. Vă spun conform legii, ce spune? Din 215, pentru să referă la proiect de hotărâre, privind bugetul. Bugetul ce înseamnă? Înseamnă partea de funcționare achiziții, partea de dezvoltare investiții. Deci proiectul de care, la care ne referim, care am trecut, ați venit și l-am validat prin proiect de hotărâre, se referă la cheltuieli, la buget. Adică vedem de la începutul anului proiecția dumneavoastră, concepția dumneavoastră de cheltuială. Îl aprobăm dacă nu modificăm nimic la ceea ce ați propus. Nu e ok. Nu e. Deci anul ăsta nu ați mai venit cu el. Dar legea e lege. 395-2016. Da, da, da. Dar sunteți obligați să nu la final, după întocmire, programul, planul anual al achizițiilor publice se supune avizării de către compartimentul financiar contabil și se aprobă de conducătorul autorității contractante. Adică de mine, nu atât consiliu. Hai, ce vorbești? Domnul, hai să vă citesc atunci eu. Uite, vă citesc eu aici. Se adoptă cu votul majorității consilierilor locale în funcție, conform articolul 45, aliatul 2, ceea ce ați făcut anul trecut. Vă garantez că ați făcut. Aliatul 2, din legea 215, hotărârile, deci toate hotărârile privind bugetul local. Da. Asta înseamnă buget local. Plan de achiziții publice. Este partea de funcționare, este partea de investiții. Dar l-ai aprobat de dumneavoastră, dar eu vorbesc de... Nu aprobăm, noi îl validăm. Asta e planul de achiziții ce vorbesc. Nu-l aprobăm. Îl validăm prin votul majorității. Să bate legea cap în cap atunci? Doamne ferește, deci vorbesc că nu-i mai chiresc. Da. În fine, nu intră în vorbire. Deci nu este, mi-ați explicat de ce. Că nu e în legă. În regulă. Eu o să vă fac cadou acum o situație de genul ăsta luată de pe net. Să vedeți un astfel cum se face planul cu planul ăsta al achizițiilor publice. Uite, la avem și planul nostru de pe net. Uitați un model aici, de la o comună, în România. Uitați-vă aici pe el și o să vedeți că am trecut așa ați făcut. Și v-am apreciat, aduceți-vă aminte. Deci este o comună, e un model. Ați sfârșit, o să vă uitați pe el. Bun, mergem mai departe. Am cerut o informare, domn primar, privind în casetele la buget la jumătatea anului. Doamna chiar a fost aici. Și a spus că o face. Nimic pe ordinea de zi. Doamna Nichita este aici? Este aici? Da, este. Documentul ăsta aici, în ședință, data trecută, este jumătate de an, jumătate de mandat. A fost în concediu. Are pregătit documentul ăsta? Bănuiesc că da. Îl are? A fost în concediu. De-aia cred că nici nu l-a luat. Adică nu a avut timp să-l bate pe ordinea de zi. Dar, doamne, dar am discutat cu dânsa aici, noi cu toți. Da, a fost în concediu, a venit de luni. Dar chemați-o, domnule, un pic. Domnul președinte, vin cu o promite. Astea sunt probleme care discutăm. Acum la discutăm procesul de mergeți pe puncte la ordine. Eu vreau să vedem. Vreau să vedem. Ce informările care le-am solicitat? Așa, dar diverse puncte sunt pe ordine de zi. Acum ne vedem și atunci. Deci nu avem. Nici nu avem. La diverse discutăm. Da, diverse, vă rog frumos. Acum discutăm ce este principal, ce este citire din Consiliul Local, după aia la diverse. Și alea țin de Consiliul Local, doamne. Da, acum referam la diverse. Dacă să-mi spune cineva la cuvânt la aprobare. Doamne, aia am să stai informă. Primarul conform articolul 63 este obligat să vină cu el. Plus pe ordinea de zi. O să ne informez la diverse. Acum suntem la procesul în bani. Haideți să nu se ridică. Haideți să urmăm ordinea. Dacă sunt discuții pentru aprobarea procesului verbal, dacă se înscrie cineva la discuții, la... Procesul verbal a apărut în mapă ieri. Ai avut timp să-l citești, domn Sandu? Am citit. Când? Astăzi. Că l-ai luat azi. Când ai venit și ai trecut din bancă la catedră. Deci, hai să-l aprobăm și o vedem noi după aia. Ce să mai întrebăm? Deci procesul verbal vezi de acum. Da, supunem spre aprobare procesul ăla. Nu știu ce e în el. E normal să votez, dar nu știu ce e în el. E foarte normal pentru tine acum. Nu e, vezi. Hai să fim serioși. Dar îl votez, asta e. Mergem înainte. Am câștigat timpul. Da, bine. Da, că s-au fost pentru toți. Mă gândesc, lasă-mi. Nu te-ai văzut aici. O demnitate, frumoasă. Punctul, articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, înființare rețea distribuției gaze naturale în comuna Scorțeni, județul Bacău. Dau cuvântul doamnei viceprimar. Da, domnule
Nu. Sau domnului primar. Are documentele domnul primar, dar prin mare pot să prezint. Da, domnule primar. Inițiator. Inițiator. Așa cum hotărârea asta este la nivel național, nu este doar pentru 4 comune de la noi din zonă, s-au cerut lămuriri și a mai fost o dată, data trecută pe ordinea de zi. Nu a fost. Ați încercat sau nu produceți? Nu, a fost pe tot. Cum nu? A fost pe ordinea de zi. De mente, nu? A fost pe ordinea de zi. S-a discutat și ieri în comisie, l-am rugat pe domnul primar să ia legătura cu ceilalți primari de la celelalte patru comune care vor face parte din această asociație și de aceea dumnealui a spus că este mai... Despre ce este vorba? Acum două luni de zile am fost solicitat să mă prezint la Consiliul Județean, la o ședință, cu câteva comune de pe Valea Tazlăului, prin care mi s-a dus la cunoștință de organele competente la nivel de Consiliul Județean și Prefectură, că este posibilitatea ca în Comuna Scoțeni, în viitorul apropiat, să se tragă gaze. Dar pentru a se trage gaze, era nevoie de un aviz de la ANRE, de la Agenția Națională de Reglementare a Energiei, care, din punctele lor de vedere, este favorabil. Pentru a facilita și a putea comasa mai multe comune, este nevoie de formarea unui ADI, o asociație de dezvoltare intercomunitară. Vă rog frumos un pic, ca să înțeleagă toată lumea, că după aia spune că nu înțeleg. Ei, în primă fază era varianta de asociație, domnul Zanjirev, după aia spune că nu înțelegeți, ascultați-mă un pic, vă rog frumos. Oricum nu mă înțeleg. Păi o să mă înțelegeți, nu înțeleg că am dreptate. Dacă mă ascultați, mă înțeleg. În faza inițială era o variantă cu mai multe comune, printre care și Podurii Balcanii și Solon. S-a ajuns la concluzia că se facă pe grupe, pe o formă de aglomerare urbană. Și atunci Sugarul, Bereștiul Tazlăul, Scoțeniu și cu Podurii formăm acest ADI pentru această zonă. Ce implică acest ADI? Implică o asociere cu o cotizație anuală, 2000-3000 de lei maxim, nu știm cât e încă așa. Știu un studiu de fezabilitate care se va face din bugetul local, din punct de vedere a sumelor, nu vă pot da un răspuns, că fiecare comună va plăti studiul de fezabilitate în funcție de câți kilometri de conductă vor traversa comuna. Acum, noi trebuie, suntem ultimii, ceilalți au dat hotărâri de Consiliul Local, celelalte comune, să aprobăm acest ADI, formarea acestui ADI, cu pașii următori pentru introducerea conductei de gaze. Conducta de gaze, poate vă interesează de unde este stabilit a se aduce gaze, din magistrala de la Medeaș, care traversează Comuna Strugari. Deci, de acolo se va face prizarea și se vor alimenta aceste patru comune. Această asociație are o firmă de consultanță care se ocupă de formare, de statut, de Center Design din Bacău, care se ocupă de toate cele patru comune. Numită. Da. Deci, asta vă spun și vă rog să vă gândiți bine că e în favoarea comunității. Este o lucrare de anvergură. Nu se face într-un an, doi, dar de undeva trebuie să pornim ca să... Păi și cu apa. Da, și cu apa și cu asfalt am pornit 30 de ani. Dom'le, discutăm de gaz. Nu devagăm de la subiect. Gazele sunt începute, domnul Hagi. Dacă punem pericul, niciodată nu va face nimic. Da, deci dacă găsim, suntem contra și negativiști, nu face nimic. Cătălin, trebuie și să corecteți. Prima literă din alfabet, uite, formarea ADI, da? Păi da. Pe asta spuneți, fraților, nu se pe. Scriați-o pe ADI, eu și primi. Da? Așa. Două secunde, haideți să ne scriem la cuvântul lor, trebuie să vorbim. Așa, vă mureți. Domnul Ambăluș. Dar nu-mi dați răspunsul după ce vă spun despre ce se vorba. Da. Domnul Ambăluș, domnul Ciucă. Domnul Zanfirescu. Da, domnul Ambăluș. Da, deci,
Ați fost chemați la județ, la Consiliul Județean, vi s-a explicat că se va forma, da, un ADI, da? Da. Cu omule XYZ, da. Dumneavoastră le-ați pus întrebarea, domnule, dacă trebuie și să fac o dezbatere publică, să stau de vorbă și cu nea Vasile și cu tati Maria, cu toți, ca să ne spun, domnule, în situația în când va veni țeava de gaz, pot să vă pus estimativ cam atât. Și vedeți despre ce este vorba, da? Deci trebuie și făcut studiul ăsta de impact. Așa este, asta este ușor să spunem și vrem, că nu cred că e cineva contra cu treaba asta, a nu se aduce gaz. Vezi, dar problema dar tot de la dânsii sau acea firmă de consultanță, domnule, nu este pentru prima oară că îmi face consultanță la astea patru comune și estimativ, ar putea să vă spună de acel preț. Situație în care, uitați, sunt căminile, mergem, stăm de vorbă cu domnii și le explicăm situația. Eu așa aș fi văzut-o. Dar să veniți cu hârtia pe masă, să ne cereți. De acord, încă o dată spun, da, sunt cu totul de acord. Dar să le explicăm cetățenilor comunei Scorțeni despre ce este vorba. Și poate să nu știu dacă am vorbit. Răspuns. Da, răspuns din partea mea. Da. Deci fiind în timp scurt, că nu vă roagă, să nu ne roagă pe nimeni, să hai că aveți timp să faceți studii de impact și nu știu ce. Aha. Deci dacă am rămas pe lângă, eu vă spun, dacă astăzi... Rămâi pe lângă. Păi rămânem că noi, dacă nu facem parte din ADI, nu-și fac ADI și nu-și studiul de impact. Ia spunem, alea 5 proiecte pe lăsați să vorbim. Trebuie să ai pe drumuri cu ele. Știu. Deci că pe și acum ai vizit. Păi dar acum, domnule, lăsați-mă să vă vorbesc, domnul Bărăș, că vă intrați numai cu argumente de la mine. Nu se face studiul de impact. Studiul de impact, domnul Ambăruș, se va face după ce se formează ADI-ul, se dă curs, se înregistrează la tribunal, că așa se face la judecătoria Moinești. Păi atunci nu mai înțeles ce am vrut să spun. Dar și când se face studiul de impact, domnule? Dacă cine se ocupe să facă studiul? Nu trebuie o persoană autorizată? Nu trebuie să ocupe consultanța și de asta? Noi trebuie să dăm drumul la treabă. De ce nu s-au opus la treaba asta? Nu cum Dumnezeu înțelege altfel treaba? Omul a spus și în ședința trecută. Și a spus și... I-a spus secretarul. Domn Vasile, până la ședința următoare, scoateți proiectul ăsta în dezbatere publică, poate veni cu o propunere. La ședința următoare, veniți, cum a spus doamna, că este venit de la firma de consultanță niște documente care să ne facem o idee despre ele. Eu am spus, firma de consultanță, având în vedere că are și o experiență, mă bifez cu cuvântul. Are și o experiență în domeniul ăsta. Nu e orice firmă, da? E o firmă impusă, să fie clar aici. Care e problema? Deci vine firma de consultanță cu proa de vizlă și zice, bă băieți, aprobați într-o urgent o hotărâre și am intrat în ADI, în agenția ADI-ul ăsta. Urmă, aveți cam atât vă costă. 6 miliarde studiul de fezabilitate. Băi, mult-i puțin. Vedem și noi un pic care-i treaba și îl aprobăm. Ce firmă de consultanță vine să facă o lucrare dacă nu are contractul noi, dacă nu avem un statut juridic? Cătălin, hai să răspund. Acea firmă de consultanță care ți-a făcut la Căminul Cultural Scorțeni un predeviz, care am râs noi de el, bă, bun, rău, asta e, am râs de el, 7 miliarde partea de hârtie, 7 miliarde partea tehnică, am râs de el. Bă, dar a venit omul ăla, consulting SRL, și a spus un punct de vedere, că noi agreem, că nu agreem, tu ai spus că totuși este pe CNI, asta e la altă treabă, dar ăsta de acum, a spus doamna din ședința trecută că a venit niște hârtii, că l-a primat din consultanță, vrea întrebat care, nu se știa care, nu se știa care. Și atunci nu era bine ca în mapă să fie fost și astea. Avem o... Deci, domnule, cine să-ți facă măsurile de bani dacă nu am contract cu mine, domnule? Care e valoarea, domnule? Cine îți face contractul? Nu pot să vă dau răspuns. Păi și atunci eu aprob acum, am studiu de fezabilitate, e ok. Nu știu valoarea asta. Și vine după aia să facă devizul și vezi că e studiu de fezabilitate 1 miliard rubat. Domnule, v-am ascultat, acum lăsați-mă să vorbesc eu, nu-i faci studiul oficial. Eu am terminat. O întrebare, domnul Amărâș. Domnul Amărâș, ascultați-mă un pic. Dumneavoastră, când ați inițiat niște proiecte, ați știut valoarea finală după ce v-a făcut studiul și v-a dat devizul, domnul? Nu înainte, domnul. Devizul după ce v-a făcut studiul... 4 ani de zile ai stat ca viceprimar chiar degeaba. Nu cred că o stat altul ca degeaba. Altul ca degeaba. Domnule, devizul este una, predevizul pro forma este alta. Da, corect, domnule. Da, domnul Circă. Dumneavoastră a zis de că nu știm valoarea devizului, nu știm asta, dar ca și firme de consultanță, noi nu ar fi trebuit să știm, nu devizul, realizarea studiului de fezabilitate.
Mă, omule, nu ți-am explicat că ăsta se face după ce se măsoară câți kilometri ai? Tu ai văzut că se intabulează și la Grigoreni acum? Domnule, ei au acum GPS. Băi, omule, și pe GPS îți faci într-o normative în care spune pe GPS. Au GPS cu toate elementele. Domnule, aș citi la mată. La toate, au bază de date. Îți facă comuna și îți spune estimativ un predeniu. Și îl pune pe masă pe mare într-o oră. Domnule, aș citi la mată, domnule. Și aprobă realizarea studiului fezabilitate, nu aprobarea studiului fezabilitate, domnule. Se aprobă și realizezi. La sfârșitul realizării studiului de... Păi la aprob după aia, la aprob atunci ca o vechi. După aceea să revin în Consiliul Local cu... Se aprobă asta, realizarea, domnule. Realizarea studiului, să facă cineva un timp. Haideți, eu am făcut cel mai stridentă ca să... Deci ați terminat, domnule. Haideți să lămurim încă o dată pe toți consilierii. În momentul în care tu, primărie, vrei să realizezi un om, indiferent ce, să vină să-ți măsoare câtă tensiune ai la ochi, trebuie să ai un act care stă la baza încheierii unui contract. Foarte bine spus. Nu se poate realiza contractul de prestări servicii pentru oricare firmă ar fi ea din România asta, din lume. Ca să se realizeze studiul de fezabilitate, dacă tu nu ai în spate o hotărâre a Consiliului Local. Da, eu hotărârea Consiliului Local o iau, nu. Știind deja ce bani am în buzunarul stâng și cât trebuie în buzunarul drept. Realizarea studiului de fezabilitate nu înseamnă și aprobarea studiului în sine. Dar cine sunt creați că degeaba? Doamne, dar uitați ce spune mie. Doamne, dar studiul ăsta de fezabilitate nu pot să-l fac eu sau dumneavoastră. Doamne, vă citesc din nou. Păi, doamne, s-a discutat. Ce a spus dumneavoastră acum? Dumneavoastră v-a auzit ce spune? Ia uitați ce scrie aici. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate. Realizării, domnule. Realizarea. Ce înțelegeți cu asta? Să se realizeze, nu să... A, trebuie să mai fac încă o hotărâre ca să-ți dau voie. Da. Domnule, dar asta e legea, domnule, spuneți că a citit 215. Să încep să te mărâi. Gramatica? Deci nu votăm studiul în sine, ci modalitatea de realizare. Dacă am spus realizarea studiului, ce să spun după aia în următorul proiect? Începerea, atunci trebuia să spunem. Inițierea. Păi, inițierea de mers. Inițiere la inițiere? Deci, realizarea, domnule, că așa-i formatul STAS. Trimis de ieri. I-am spus după azi. Trebuie să punem public site-ul ăsta. Asta înseamnă inițiere. Inițierea unui proiect de hotărâre. Proiectul de gaze este un proiect amplu, grandios. Scoții nu trebuie să aibă gaze. Și mâine trebuie să aibă gaze. Toți suntem de acord. Dar am spus așa. Avem o proformă, un predeviz. Să știu și eu. Că la exemplu, la Drumurmecea, cât te-a costat la Cămin? 600 de milioane. Da. Da? Da. Ai avut aprobare Consiliul Local. Ok, foarte bine. Scos pe bugetul local, da? Tot. Când l-ați aprobat atunci, eu sunt convins, cei care ați fost, că știați cam ce, la ce proform și de unde. Că te întreb acum, domnul, tu-ți aprobăm, da? Cât e? Nu știu. De unde e banii? De unde e banii? Mai face rectificare. Și vorba de elemente de finanțe aici, omule. Eu sunt de acord că trebuie să fim în asociația așa, să mobilizeze. Firma de consultanță ți-a primit niște documente în care putem să ne consultăm și noi, da? Ala poate are coordonate, are bază de date. Cum l-ați scoțit? O bag într-o oră, vine la primar pe masă, să vină și bază de date, domnule. După ce aprobăm asta. Domnul primar, vă promit cu glume de rău. Acest proiect, nu studiu de fezabilitate, hotărăște, este gata proiectul și aprobat. Va dura. Dar acum la studiul de fezabilitate mă refer la câți bani... Asta e procedura, dar nu se știu. Asta e procedura, domnule, dar nu știe nimeni. Sunați alți primari. Procedura o știu, o știu și eu. Nu știu. Cât ne costă estimativ după cine ca ordonator principal nu știu, domnule, acest proiect de gaz? Nu am habar. Ce să spun? În funcție de câți kilometri avem, domnule, în comună. Nu. Dacă dumitalii crezi că avem 48 de kilometri. Îi spui, doamne, ai coordonat de scorțenii? Nu, da. Că îl are tot pe GPS. Fermele astea au tehnică, frate. Au bază de date. Dă-mi o proformă să văd în fața Consiliului și într-o săptămână vin că aprobat. Dar nu votăm aici niciun ban, domnule. Nu înțelegeți? Nu votăm bani. Eu, ca să ridic mâna, vreau să am în capul meu că gazul, inițierea procedurii, mă costă atât în primă fază. Că pe urmă proiectul când va fi și va fi aprobat, este altă mâncare de pești. Va avea o valoare, va fi pe o susținere ori local, ori prin BNDN, că apropo BNDN 3 începe în toată. Domnul, acum îl aprobăm, dar am cerut niște documente. Ascultați-mă un pic. Nu
Domnilor! La nicio altă comună nu s-o prezentat. Doamna Vici, vă rog frumos, fără un mic. Acum, nu, nici nu vrem. Ascultați-mă un pic, ascultați-mă un pic și vreau să termin. Trebuie să votăm, că așa e la alte comune. Ascultați-mă, domnule, asta e faza inițială, domnule. A făcut ceva, domnule, dar în comuna asta nu s-a făcut nimic. A trecut apa. De la noi, la voi, 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 explică treaba, că noi nu suntem de acord. Adică, toți suntem de acord cu problema asta a se aduce gaze în comuna Scoțeni. Întrebarea din partea colegului și chiar și din partea mea este, dom'le, s-a făcut un studiu de mare. Sau gândim cei de la Consiliul Județean ca au niște normative de lucru, domnule, pe kilometru nene de ajunge 2 lei. Ascultați! Lăsați-mă, doamnă, să vorbesc, nu vă mai băgăm, că tot degeaba vorbiți. Vine omul cu firma și spune, vine și spune, să faceți ce a făcut Mircea în vorbă și după aia mai stăm de vorbă. Dar nici nu vreau, păi, vreau altceva, nu puteți. Vreau altceva. Spus, haideți că vă răspuns, vă înțeleg ce vorbim. Înțeles, Ionică. Da, Ionică, deci noi suntem de acord. Am întrebat cu costă. Dar a te băga tu ca unitate, te bagi tu ca unitate, să investești niște bani, trebuie să ai baza solidă și să ai școală. Asta vreau să spun. Eu nu scot banii. Nu așa. Spune, băi, costă 800 de milioane. Acum pot să vorbesc eu și ce. Ascultați-mă și... Nu luați-o sub formă. Băi, mă luați sub formă. Alo, domnii consilieri, ați fost înscris la formă. E replica mea ce spun. Asta este faza inițială. Dumneavoastră știți procedura. Se inițiază, se aprobă, se formează ADI-ul. Da. Se aprobă după aceea, când o să ajung la dumneavoastră, când o să am sumele, după ce face studiul, o să spună atât costă, atâția kilometri avem, Consiliul Local aprobă prin rectificare de buget suma necesară și atunci veți fi informat. Nici eu nu pot să vă spun minciuni, că nici dumneavoastră nu aveți. Îmi spuneți păi să spun o sumă. Văzut că ai venit la dar eu, dar să nu mă lăsați să vorbesc. Asta e faza inițială, asta trebuie să o aprobăm. Puteați astăzi. Vă dau cuvântul meu, puteați, adică ajutorul firmei de consultanță impusă. Eu nu știu, mi s-a impus firma, lasă că știu eu. Nu impus, e una singură pe gata. E una singură pusă de acolo cum trebuie. Să le cereți. Mă duc în fața consilierilor, dați-mi și mie o proformă, că aveți în elementele dumneavoastră, da? Comuna Scorțeni, au tot ei, să știi. Imediat, într-o oră ți-o pune comandă. Nu zicem pe lume. Da, domnilor consul, supunem la vot acest proiect. Doamna Vice. Pe alte comuni. Că asta o să fie un cost standard pentru toate comunile. Ca și metru liniar. Ca și metru liniar. Deci noi să fie noi nu o să ne costi mai mult decât costul de alții. Gata. Da, supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Doi, majoritatea. Am votat un studiu de fezabilitate în valoare de... Spuneți, doamna. Majoritatea. Da, trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză acoperire a riscurilor. Dau cinci. Este un bibliograf întreg, s-a făcut un document care implică alunecări teren, zone inundabile, deci implică riscurile la nivel de comună. Pentru a-l prezenta, cam atât, e la foarte laborios, cu hărți, cu... Deci este întocmit și trebuie aprobat de dumneavoastră să intre în vigoare, ca să vedem și noi că... Mă înscriu la cura. Da, ați terminat, domnul primar, da? Dacă la discuții cine se înscrie? Domnul Zanfirescu, da? Domnul Zanfirescu, atât, da? Vă dau cuvântul, domnul. De la începutul mandatului, știți că trebuie mereu de parte. Sunt foarte bucuros dacă... Ieri am întrebat de el și a apărut, după vreo jumătate de oră, a apărut un dosar foarte mare. Este un document foarte mare, laborios, care incumbă în el foarte multe aspecte. Chiar și din istorie, din lecțiile învățate. Da. Problema este felul următor. Aici am aprobat vechiul par care a fost întocmit pe vremea primarului Mircea Ambăruș. Ok. Noul par, cine l-a întocmit? Vreau să-i văd avizul situațiilor de urgență. Îl validăm în Consiliul Local, că trebuia să-l vedem tot. Dar dacă uite, nu e. Deci, să vedem. Când a fost întocmit, ce firmă l-a întocmit și cât a costat. Asta vreau eu. Și ți-l aprob pe loc. Da? Hai să mai discutăm, mai e cineva? Deci planul da. Situațiilor de risc. Da. Trebuia, era necesar. Planul situațiilor de acoperire riscurilor incumbă și alt aspect. Cea partea financiară. Pentru că toate măsurile care le pui acolo, începând de la, cum spuneam, data trecută, ședința trecută, denivelări, saj, de nisip, schimbări de pante, șanțuri. Te asigură în partea bugetară, cu aprobarea planului, te asigură în partea bugetară cu finanțarea.
când ești obligat, având parul în vigoare aprobat, să ai și un comitet al situațiilor de urgență. Citiți-mi din par care este comitetul situațiilor de urgență aprobat în Consiliul Local, că nu l-am văzut. Să știu și eu cine face parte din Consiliul Local, să știu și eu ce antrenamente ați făcut în ultimii 2 ani ca acest comitet al situațiilor de urgență să acționeze imediat. Nu să stea primarul să-i ia, să-i caute pe urmă. Unde sunt? O fi? Nu mai fi? Deci vreau... Păi da, stai un pic, domnul fost primar. Comitetul situațiilor de urgență este condus de primar. Dar noi îl aprobăm aici. L-ai văzut? Comitetul. Acum, de 2 ani. L-ai văzut în acțiune, frate? Mi-aduc aminte de exercițiu pe vremea dumitale. Când ați făcut un exercițiu. Așa. Eu n-am văzut în ultimii 2 ani un antrenament al Comitetului pentru Situații de Urgență, da? Știți ce am venit noi în Consiliul Local? Am făcut un plan... N-ați văzut, n-ați auzit, dar la școală s-au făcut de 2-3 ani. Cu evacuarea copiilor, cu... Sunt proces verbal, sunt înaintate la ISU, sunt prezență la ISU. Care este Comitetul? Cu prezența celor la ISU. Care este? În fiecare miercuri, la nivel național, este la care funcționează. Comitetul Situațiilor de Urgență, care este un document al planului acoperirii riscurilor, aprobat de Consiliul Local ca componență, să văd și cine este în el și să-mi spuneți cât și pe cine. Eu nu știu. Vă spune acum, doamna doctor, spune dragul. Dar în par, dar în par să poate componența asta. Domnule, este acolo, da, în par. Domnul Jacinescu, iar vorbim. Știm noi. Vorbim. Domnul Jacinescu, iar semn. M-am înscris singur la cuvânt. Acum vă dau răspuns. Vă dau răspuns. V-am întrebat dacă avem acest comitet. Vă dau răspuns. Domnule, la nivel de UAT este un comitet local de situații de urgență. Un centru operativ, da? Care se activează în cazul când sunt calamități. Domnule, m-ați spus întrebări, m-ați ascultat. Deci, comitetul local de situații de urgență este format din persoane din care sunt membri sau șefi la structurile din comună. De la primar, viceprimar, șef SVSU, medic de familie, medic veterinar, polițist. Deci această structură se activează. Mă ascultați sau nu mă ascultați? Eu da. Dar vă rog frumos să ascultați-mă. După datoria... Dar vorbesc ca la televizor. Această structură se activează în cazul calamităților sau dezastrelor sau orice probleme care se ivesc de această natură la nivel comun. În cazul în care CLSU nu se poate întruni deoarece doctorul e la Bacău. Deci se activează centrul operativ cu acele persoane care sunt pe plan local. Le avem? Avem. Se face permanență când este corp portocaliu. Se face permanență la primărie. Acel lucru. Cred că sunt pe 8. Puteți să zicem nominal din plan? Să mă uit acum să-l văturează o jumătate de an. Pe unii nu știu pe unii sunt. Este, chemăm pe domnul Lăzărescu care documentul, dacă vreți să-l neapărat, este aprobat și în fiecare an se face planul de pregătire, se actualizează, se aprobă planul de pregătire. Ultima oară a venit așa, planul cadru, și când se face contract. Când se face planul... Am stabilit tot noi acum, da. Veniți cu componența să o avizați, să o validez. Domnul, n-am mai văzut. Da. O să vă prezint tătura, o să vă prezint tătura viitoare, domnul Lăzărescu, că acum... Bun. Da. Continuați. Deci, atât am avut dispus, cine este... Deci, de cine este în document? N-ați răspuns. Și dacă este avizat de inspectoratul de situații de urgență. Acest document nu s-a avizat. Și avizează DHL-ul. Atât. Bun. Ăsta e. E foarte bine, cât de 2 ani de zile tot îl cere. Deci cine l-a întocmit, domnul primar? Acum, ca societate, trebuie să verific la contabilitate, că nu știu toate societățile și din memorie. Dar, domnule, ca persoană știu cine, dar nu știu societatea și trebuie să verific în contabilitate. Și cât a costat? Deci mă interesează. Ce e firma? Nu este plătit, nu este plătit, decât 17.000. Eu niște bani, nu? 170 de milioane. Noi pusesem 20 și am negociat cu 70. Domnule, suntem de ceea ce am discutat. Nu știți firma pe care l-ați făcut? O să mă informez și mă duc la contabilitate, dar eu acum... Trebuiau să scrie cu undeva bani de jos, trebuiau să scrie cine l-a întocmit. Da. Da, supunem la vot aprobarea sau... Cine este pentru aprobarea majoritară? Am trăit bucuria după 2 ani de zile să văd documentul. Restul în teren n-am văzut nimic până acum. Ai văzut comitetul de situații de urgență? Da, tragem la articolul numărul 4. Mai aveți ceva? Dacă știați că vă vin și cetățeni, că venim.
la intrarea în cașinare, o să puneți zonele inundabile, o să puneți zonele cu alimente, să știe omul, că vorba lui Gelu, nu își citește nimeni bibliograful ăsta. Dar scoate da, și aceste mai dacă îmi permiteți ca o paranteză, ca să știți dumneavoastră cum funcționează, eu și sau dumneavoastră sau cine era înainte, primim sau primeați de la Agenția Națională a Meteorologiei și de la ISU, când scoduri portocalii, primăm informații, ori informații, ori la telefon, ori pe mesaj. Ei, da, să vă completez. În momentul în care se primesc informări, anunțarea cetățenilor se face prin clopotari. Știți foarte bine că pe fiecare sat este clopotar care este anunțat să tragă clopul când bate gheața și funcționează. Iar Tivanis, eu ți-am spus așa, dacă știai că sunt oameni aici, le spui așa, domnule, pe dealul Grigorenului, acolo, o să avem alegări de teren, în curbă la Marea, la Devi, acolo, zona inundată, asta vreau să spun, nu ce este de făcut. Deci oamenii, dacă o să se înțeleagă, că poate unii nu înțeleg ce înseamnă domnule planul ăsta. Uite, nene, asta înseamnă, în zona aia unde stai matale și zona inundată, degeaba vine feciorul matale să-și facă casă, că nu-i dă voie. În zona aia, da, aveți grijă, când plouă puternic, e posibil. Asta se ia anunț, că așa nu-ți citește. Dar o să fie anunțat, dar ce înseamnă la... Nu, dar aprobare, nu se anunțat. Noi aprobăm, da. Dar să le explicați oamenilor ce înseamnă, da? Așa, fraților. Da, trecem la articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare și cheltuieli pe trimestrul 2 anul 2018. Doamna... sau doamna? Nu, dacă vreți să citesc... Stați așa, hai să mai câștigăm timp, pentru că noi am... Ne-am discutat ieri. Cei care, să zicem, n-au din diferite motive, n-au așa, o să țină ritmul cu noi, pentru că... Corect. Pierdem timp. Da. Dacă sunt discuții pe baza acestui articol. Eu am o întrebare, dacă se poate. Și eu m-am scris la da, domnul... Faceți lista. Dar întâi cu ce se scrie la cuvânt. Da, da. Făceți-vă și cu mine. Să dau punct. Da. Am o întrebare pentru doamna Bielcu, mai mult pentru ca să știu eu anumite lucruri, poate, și au consilier. Deci, se facă rapoarte din cheltuieli pe fiecare lună rapoarte. Informare. Pe fiecare lună, aprilie, mai și iunie, da? Când se face execuția cheltuieli pe trimestrul 2-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 
La mine, eu m-am uitat, am făcut niște adunări pe aici, când am avut și pe nu se potrivesc decât cheltuielile cu personalul. În rest, nu se potrivește niciuna. Sau mai există un singur loc când se potrivește. În rest, dacă... Să vă dau un exemplu. Cheltuiel cu telefonie, doar de aici am plecat. Că să vedem cât s-a cheltuit în total. Celebra telefonie. Celebra telefonie. Dacă ne uităm, dacă le adunăm pe cele trei, normal, după dumneavoastră, după raportul ăsta, ar trebui să dea... Nu dă cu virgulă ca să o spunezez pe doamna. Era în jur de 8.412,79. Cele trei adunate de mine dau 14.438. Da, și atât aveți în exercițiu. Da, să știți că nu se potrivește nicio nu, sumă. Nu, aveți, atât aveți. În afară de cheltuieli de personal. Ați avut bateria la calculator? Am făcut de câte două ori, am spus. Deci vă rog să vă uitați dumneavoastră, le adunați pe toate, în afară de personal, unde într-adevăr toate se potrivesc, celelalte nu se potrivește, nu se potrivește niciuna. Haideți să calculăm. Dacă dumneavoastră vreți, acum calculăm. Da. Haideți să... Poate? Altceva la mine. 14.438,33, da? Avem în prinie telefonie 288,33, da? Avem pe luna mai telefonie 493,23, 16,43,53. Aici, la cheltuiele pe trimestrul 2, care trebuie să fie suma asta, este trecut 8.412,79, da? Așa e trecut aici, 8.412,79. Execuția bugetară, cheltuieli pe trimestrul 2. Dar asta nu este prima mea, uitați, execuția bugetară pe trimestrul 2.
am în raportul meu din specialitate telefonul de 14438. Deci eu asta am primit. Eu m-am uitat să ce am primit. Din avia. Rapoartele mele sunt. Eu asta spun. Este vina celor care eu asta spun și nu este vina mea. Ce hârtie mi s-o vorbim de dumneavoastră și sumele nu este vina mea. Dar nu vreau să spun că e vina dumneavoastră. Să că nu se pot vizeza. Le rog pe fiecare și nu calculăm. Deci nicio problemă. Deci ne calculăm sumă cu sumă. Că la dumneavoastră nu cad rapoartele, nu este vina mea. Este vina celor care redactează după rapoartele mele. Atunci cineva își face foarte bine la tot. Adică, nu știu, coborâți la contabilitate, adunăm sumele și vedem atunci. Nu este vina mea. Eu vă dau rapoartele. Vă dau și dumneavoastră cum aveți acolo. De aia n-am așa ceva. Am cu ghirlande, tot la fel, cu legea, nici acolo nu se potrivește. Și asta nu mai. Mea, că la dumneavoastră nu este bine, rapoartele mele sunt... Da, domnul Hoțu, mai aveți ceva? La aici nu. Ai cumva influenții malefice, cred. Eu chiar de-am pe alea buni. Așa nu v-ați mai auzit, nu vă concediu și dimineața nu mă lăsați mai plec. Dar nu-mi luau acum plăcere. Dar acum vă că mă trage pe geam afară. Da, că ai trimitat la niște lucruri. Am glumit. Da, vă dau cum. Da? Dacă am fost aviator, vedeți, se ferește la bubloare acolo. Nu știu, nu știu. Spuneți putere. Mai face și ceea ce spun acum, vă dau cuvântul meu de onoare, că nu am nicio răutate. Am doar o constatare. Nu îi fac doamnei nici chiar ție, nici la nimeni. Dar vreau să vă arăt, pentru că suntem cu documentele pe masă, o situație care să o judecăm cu toții dacă e normală sau nu. Deci, eu mă uit de obicei pe documente și citesc. Așa am făcut în viața mea. Am în față execuția bugetară de acum. Da? Dar eu m-am dus și la execuția bugetară trecută. 30.03. Eu am și pe aia din primele trei luni. Primul trimestru. M-am uitat. Acum nu-i dau dreptate la Ovidiu. Ovidiu a avut o problemă. Și-a lămurit-o, și-a lămurit-o. E, mă rog. E ceea ce m-a lămurit că e altceva. Acum l-am primit și doamna... Asta eu am văzut așa. Și nici nu vă cer un răspuns. Nimănui. Dar eu vă spun și dumneavoastră trageți o concluzie. Deci eu am aici în față secțiunea de funcționare de pe execuția de acum. Așa. Mi-am notat și diferențele de la prima. Și am văzut ușoare crește. Da? Am zis, e ok. Am mai discutat un pic cu doamna el. M-a lămurit un pic. Dar n-am intrat în detalii. Da? Aseară, înainte de a-mi spune noapte bună, le-am desfăcut și le-am citit. Când am intrat pe pagina 2, pagina 2, luați, deci verificați-mă, da. Dacă nu, acum acasă. Am intrat pe pagina 2 și pe pagina 3, execuția bugetară din 03, din trimestrul 1, sunt la fel. E înseamnă că deci e un momentul de față, domn primar. Deci e un moment de față. Atunci n-am mai avut comparații, puteați să fac pe aia din decembrie. Dar nu pot să fac pe aia din decembrie, că aia e finală. De execuție de sfârșit de an. Și sunt alte probleme acolo. Deci noi cum? Asta îl întrebam acum pe prietenul meu, Mircea de o viață, dacă pe vremea lui o execuție bugetară putea să fie identică un trimestru cu altul. N-ai cum. S-ar putea probleme care apar. Deci acum, deci nu fac nicio afirmație. Nici injurioasă, nici calomnioasă, nici de nicio, nici de apre, nimic. Trageți dumneavoastră concluzia, pentru că au fost copiate, motamo, identic, cheltuielile, ia. Și mai mult decât atât, ca să vă spun că au fost cheltuieli, scrie și în asta de acum. Uitați-vă cum aveți pe masă. Prezentul proiect de hotărâre va fi despăzut în ședința publică din 26.04.2018. Deci, încă o dată mai mult, se vede că documentele companiei de specialitate au fost pregătite prin copiere. Eu acum am de față, ca simplu consilier, dar și cetățean, acum ești corțeni, am tras o concluzie dramatică. Deci aici nu se mai știe una cu alta dacă eu am ajuns copii. Treburile, ori nu vreau, de răutate, să-mi fac treaba ca lumea. Am încheiat subiectul. Intru în execuția bugetară de pe trimestrul 2 și pun o întrebare. Și acum doamna o să-mi răspund. Am văzut aici, și nu să vedeți mereu, uite că doamna secretară nu-i. Cine răspunde cu revisalul, domn primar? Nicheta Diana. Da? O chemați încoace. Deci e vorba de cheltuielile salariale. Văd aici mereu UNICEF. Da, este... Întrebare. Da. Pun întrebarea. Deci, banii, noi avem la... Deci eu în organigramă, în organigrama care am obținut aprobarea pe ea, avem compartimentul ăla de... Nu, nu există asistență socială.
socială, îi spune că e combatant de asistență socială, este doamna... Așa, asistență comunitară, că doar și banii vin de la UNICEF, să știți aici. Nu, nu, deci eu, nu. Deci, în momentul când, în momentul când banii vin de la UNICEF, toate chestiunile salariale, toate, ca să vă răspund dumneavoastră acum. Nu au ce căuta în execuția bugetară a Comunei Scorțeni. Ba da, pentru că sunt angajați în primărie. Ascultați-mă un pic. Oamenii ăștia am întrebat, sunt în revizal? În revizal. Dacă sunt în revizal, au contracte individual. Este angajat la primărie. Deci au contract individual de muncă. Au contract individual de muncă. Au contract. UNICEF-ul. Este o firmă privată. Deci este are privat. Este privat. Bugetul local, ai un contract individual de muncă. Eu întreb, nu cumva forțăm aici UNICEF-ul de aiurea? Banii vin de la UNICEF ca să răspund. Noi la începutul anului, în buget, nu a fost discuția și anul trecut. Bun, când vin banii de la UNICEF? La UNICEF vin banii la 3 luni, că așa se procedează. Da, deci eu fac, îi dau salarul ei. La 3 luni, când s-au încheiat 3 luni, fac o serie de documente, de note justificative pentru salarul ei. Okay. Și vin la UNICEF. Oamenii ăștia sunt în revisal cu contractele individuale. Trebuie să fie, sunt angajați cu la sunt angajații noștri. Da, este angajat cu UNICEF. Nu, în organigramă. În organigramă. Tu știți frate, după cum vorbiți într-una peste mine. Dați și explicația asta. Eu am întrebat un lucru foarte clar. De unde vin banii? M-a lămurit. Oamenii ăștia au contract individual de muncă. Sunt în revizal? Sunt în revizal? Dispare chestia cu nicio bugetare. S-a angajat și primăriei Scorțeni. Asta e. Atât am vrut să spun. Dar nu ai execuții bugetare, trebuie să spui de unde vin banii. Dacă ei nu au contract individual de muncă, cu primăria Scorțeni, cu ordonatorul principal de credite, este altceva. Îți plătiți de UNICEF, doamnă, cei de la UNICEF, asistența comunitară, asistent medical și asistent social. Au contract individual de muncă și sunt în revisal? Da. Deci, doamnă, dispare treaba cu UNICEF. Să angajați în noștri. De unde le vin banii? Din bugetul comunitar. Nu, nu. Atunci vă cer protocolul încheiat între UNICEF, dați administrația locală dacă este. Mai am administrația locală, altfel de portă. De fapt, aceea, ei bagă banii ăștia. Bun. Mergem mai departe. Da, mai era o treabă, doamna. Ați pregătit materialul care v-am spus data trecută? Materialul cu încasări nu a fost pregătit pentru că în data de 28 iunie a fost ședința, în 29 a fost accidentul, în următoarea săptămână am ținut și caseria și veniturile, iar următoarele două săptămâni am fost în concert, da? Și am revenit de luni. Mulțumesc foarte mult, mergeți liniștite, luna viitoare o să-l rugați pe secretar să vă treacă pe ordinea de zi. Suntem la jumatea anului, vreau să văd și eu situația în casărilor la bugetul local. Da. Tot la mai am întrebări, dar nu le mai pun. Concluzia mea, execuția bugetară din ultimii 2 ani este la nivel generalist acum, s-a văzut după documentar. Vă mai întreb de vouchere. Am văzut vouchere. Deci la vouchere, că am chiar uitat. Atenție vouchere. Am văzut acolo că acum m-ați lămurit cu revisalul. Îi spuneți-mi și mie, cele două sunt trecute cu drepturi de pline și la voucher? Da. De cele una. De ce nu două? Păi una. Este de anul trecut, Cernan, de Maria. Domn primar, dacă aveți contract individual de primăria Scorțeni, dați la amândouă. La amândouă le dați. Este legal. Una. Domnul primar, faceți cum trebuie, că nu e normal să iau una și una nu. Nu știu, nu știu cum le cheamă. E normal să facem. Nu e de fapt una sau una. Dar nu erau două? Dar acum nu mai este fata. Din pe 17 octombrie, anul trecut, nu mai este cerată în amândouă. A, este funcția liberă? Da, da, da. Da, este postul liber. Bun, eu știu dacă sunt două fete. Nu mai sunt. Nu mai este, din 17 octombrie 2017. Bun, nu știu, că aici mișcările nu mă interesează pe mine. Eu am zis să fie amândouă dacă sunt angajate. Am lămurit-o cu voucherele. Da, a primit dispoziții, s-a dat și ei voucherul de vacanță. Doamne, la vouchere, banii ăștia care i-ați trecut acolo ca sume, sunt impozitați sau neimpozitați? Da, deci când am trecut, am dat voucherul, în ora respectivă li s-a oprit 10% impozit din salariu.
45 de lei. Domnul și primar, înseamnă spune în lege. Domnul primar, câte vouchere le-ați dat la toți? Toți, în afară de mine și vicii când avem drept. Toți, funcționare da, și cățătură. Da, cățătură, câți oameni? 9 după... Dacă împărțim, tot la 9, mă împărțim și eu 9. 9 pe administrație, o bibliotecă, bibliotecară, unice și atât. Deci 11. Da. Am să votez execuția bugetară, dar concluzia mea am să votez pentru că este în bon tonul mersului administrației înainte. Concluzia mea este că cheltuielile care vi le prezentați pe aici niciodată nu ne luminează foarte bine, nu ne dumiresc foarte bine. Și noi, acum că a zis și dânsul ceva, poate mai sunt și alți colegi care mai pot spune. Deci am senzația asta că nu o să știm niciodată nimic în Consiliul Local, din punct de vedere financiar corect, cu transparență maximă, cu decență, cu implicare totală. Și am senzația că aici veniți totdeauna numai ca să ne luați fața și să ne luați repede. Nu o spun cu răutate, dar după 2 ani de mandat am voie să spun ce am trăit până acum și ce am văzut. Nu e bine. Mai departe, sănătate. Da, suntem la vot acest proiect. Cine este pentru? Majoritatea. Da, trecem la următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3/2018. Ați studiat în comisie, nu? Despre ce este vorba. O trebuie să facem o rectificare, deoarece din ce am avut noi, pentru cofinanțarea... Asta nu a pus nici eu nu l-am avut personal. Da, vezi că ai o foaie. Asta. Acolo de specialitate e da, îți trebuie da. Așa. Hai să vă spun despre ce e vorba. Avem nevoie de cofinanțare pentru GAL. Pentru dotările la cămine și parcuri. Astăzi trebuia să merg la Iași, am fost sunat de ieri cu doamna contabilă, semnez și contractul de finanțare pentru cele două parcuri, care se va face la grădinița aici și la Grigore. Și l-am alunat pe mâine, pentru că am avut ședința de consiliu local. E vorba de cofinanțare, dar această sumă care o alocăm, după ce se finalizează lucrările, afirmă-ne-o de înapoi. Știți cum am fost și cu căminul și cu... Din această cauză, noi trebuie să acoperim, dacă nu trebuie să purtăm bani, dar având, am luat o parte, a pus în alta, ca să putem să ducem proiectele la capăt și la finalizare, acești bani ne vin înapoi, de la firmă. O mai fost discuție pentru acel CNI, care spuneați dumneavoastră la început. Și vă explic, dacă îmi permiteți, ca să înțeleagă toată lumea. Proiectele din CNI sunt proiecte cadru cu anumite cerințe. Nu, dar domnul Zafirescu, vreau să vorbesc eu. Haideți să lăsăm la întrebare. O să mă întrebați și cu CNI-ul și la întrebare. Nu, dar eu răspund și poate înțelege și nu m-a întrebat. Bun. Proiectul inițial care a fost făcut, care a spus și dumneavoastră, de 60.000 de lei de fostul primar de domnul Amăruș și aprobat de Consiliul Local, în fine, cum s-a făcut, a fost făcut să se realizeze prin fonduri proprii. O lucrare care se face prin fonduri proprii, o faci cum vrei. Nu cum îți cere CNI-ul. CNI-ul este o companie națională de investiții care căruia îi predai terenul și îți dă cheile. Deci ei se ocupă de lucrare, ei se ocupă de licitații, de tot cu cine lucrează, la final îți dă cheia și bun împlinire. Această investiție, pentru a fi finanțată, cu toate avem aprobare la București, la CNI, trebuie modificat proiectul după cerințele lor. Au proiecte cadru care trebuie să reprezinte, să răspundă cerințelor și atunci intervine o modificare. Am discutat cu fostul proiectant, am încercat să vorbesc să mi-l modifice. Dânsul mi-a cerut o anumită sumă în funcție de lucrare, deci o cerut 20.000. Eu atât am mai avut și au rămas acolo 16.900, am negociat cu tot cu TVA, i-am spus, doamne, dacă mă faci cu banii ăștia, ca să îi păcați să pierde 16 miliarde pentru 169, sau cât că e trecut acolo. Și am făcut modificarea asta, că până la sfârșitul anului trebuie să dăm drumul la treabă. Trebuie proiectul să fie conform cerințelor domnilor. Sursa de finanțare e a lor. Pe noi, atâta ne costă.
pedeapsă. Și de asta... 200 milioane, nu? Cât am negociat, că atât am avut, că eu cel mai mult. Deci, proiectul de o primară, am înțeles dată, că merge pe CNI. Da. Dar, de fapt, de documente, tot noi ne ocupăm. Din buget am aprobat... Da, asta e cerința și mi-am găbărit. Doamne, o să mă mai documentez și pe treaba asta cu CNI-ul, că mi-a promis cineva că o să... Da, cu dragă. Și o să vedem dacă noi, într-adevăr, avem obligația, dacă facem proiectul ăsta și îl continui ei, dacă mai avem altă obligație, în afară de banii ăștia. Pentru că proiectul ăla cu 15 miliarde, parcă... 16. Deci ferma aia, consulting, acum, efectiv, nu ne mai interesează pe noi. E nu că noi compatibil, așa da. Deci nu ne mai interesează pe noi, acel... Că nu era un... Era un pre... O predeviz, da? Noi făceam o idee de cheltuială. Dar dacă noi nu mai avem pe bugetul local, totuși văd că totuși avem pe bugetul local cheltuieli vis-a-vis de studii, documentație, aprobări, da. De nu știu ce. Și pe urmă noi le punem actualizate, le punem în mână. Le dăm în primire la CNI și ei, după aia vin, le dăm locația și la final, după ce termină, le cât estimați că această documentație, care noi o plătim din bugetul local de 20.000 de lei sau cât o fi pe la urmă? Cam în 3 săptămâni își fi. Așa. Dumneavoastră le duceți lor direct sau obțineți al... Consultantul care mi-a obținut... Finanțare. Am înțeles. Întrebările astea le aveam într-adevăr la punctul întrebărului și nu o să mă mai... Da. Dar deja ați obținut finanțare? Nu, nu, care o... Păi asta a spus, că nu, dar acest eu nu... Firma de consultanți care a obținut finanțare. Ați semnat un contract de achiziții deja? Nu, domnule. L-a depus la București, este pe lista lor de investiții, ca și poți să ne dai banii, trebuie să facem câteva șoși. De acord cu treaba asta. Dar nu spune ceva că da. Avem deja bani. Mi-am încheiat cuvântul, nu mai am voie. Vă rog frumos, eu da. Pauză. Cine mai are? Da, mai este cineva care s-a scris, nu s-a scris decât omul. Da. Ca să mai adăug câteva precizări. Ieri am adus în comisia de buget finanțe și s-au luat banii de pe alimentare cu apă și canalizare, de pe reactualizare cu și de pe toaletă parc scorțeri. Ei, acești bani s-au dus o parte pe cheltuieli cu bunuri și servicii la administrație. S-au dus... Da, asta e rectificare. Că vreau să ne scriu la cuvânt și urmă de să mai dare cum aș vrea. Suntem la rectificare? Da! Zicea, eu vreau să mă scriu la cuvânt. La rectificare. Pentru că nu ne-ați întrebat cine să înscrie la cuvânt pe rectificare. Dar după ce ne-ați întrebat, a fost microfonul. Nu ne-am înțeles. S-au dus, deci 20.000 pe cheltuieli cu bunuri și servicii la administrație, 10.000 transferul persoane instituționalizate. Avem 3 persoane, după cum știți, de la aproape 4.000 de lei lunar, s-a făcut 5.706 din luna februarie. Avem solicitarea domnului director pentru muzică și dansuri populare pentru cele 3 luni restante, 9.500 de lei, să ia de pe contul nostru, se dă în contul școlii pentru a-și achita datoria. O restanță la reabilitare școală Florești la acoperiș de 8.100 de lei. Pe 31 mai am semnat contractul de finanțare cu dotări cămine Florești Grigoreni în valoare de 84.016 lei. După cum știți, în bugetul la începutul anului pe dotări cămine s-a prins suma de doar 50.000 de lei, iar acum venim cu suplimentarea de 35.000. Și în raportul meu mai sunt mici modificări de pe un aliniat pe altul. S-au luat de pe articolul 71, s-au dus pe 58, dar tot investiții pe fonduri europene. De pe 71 s-a dus pe 58, de finanțare fonduri nerambursabile. Asta înseamnă plus cu minus. Da. E aceeași sumă, numai în același cadru, aceluiași cont, numai că e articolul diferit. Da, pe același obiectiv, să păstrează destinația. Mulțumim, domnul Zanfirescu, v-ați înscris. Da. Asta e documentul care l-am avut în mapă, care nu s-a dat la comisie. Este raportul compania de specialitate. Expunerea de motive a domnului primar a făcut-o verbal. Deci nu avem document. Poate că dacă documentul era, ăla verbal, era scris, conținea mai multe informații și înțelegere. Ați punctat foarte bine. Adică, coboram la un nivel în care noi, fiind, poate cei care sunteți pe experiență mare în administrație și consilieri mai adic,
și primarul cu ăsta aici și viceprimar atâția ani, potrivește-i spre de rost. Eu n-am înțeles nimic din documentul ăsta. Deci n-am înțeles nimic. Deci nu lăsați să înțeleg ceva? Doamna a explicat verbal. Deci mă așteptam și vreau să mă aștept în continuare ca acest document de specialitate, dar și expunerea de așa, să aibă două culoare, domnul Mircea. De aici iau și din coace duc. Domnul Gerard, adică, se cere treaba asta cam de un an de zile. Domnul, deci eu v-am mai spus odată și fac de grafica. Deci avem două culoare. Aici spune aici, plus 20. Deci le pun. Deci pun aici 20.000, da? Obligatoriu în dreapta, dacă mă respect și respect Consiliul, vin în dreapta și spun de unde, din ce cont, scriu minus 20 și îi duc acolo. Oamenii își leagă foarte bine, au și planul de achiziții publice care e tot pe conturi, în mapa lui de consilier, da? Și vede exact toată treaba asta. Deci eu n-am înțeles decât verbal. Bine, eu am înțeles până la urmă, vă spun clar. Dar documentul, din punct de vedere al redactării, are mari careți. Eu nu cred. Da. Deci de redactare. Părerea dumneavoastră, eu v-am explicat exact. Deci vă rog, cum am spus și domnul. Am mai rugat odată și am dat. Vorbesc eu acum. Ne respectăm. Eu vă respect ca femeie. Eu vă respect ca femeie, dar lăsați-mă să spun ce durere am eu. Încep să mi se aducă acuzii care n-au niciun temei. Deci eu v-am explicat exact. Ce vă spun, să punem în oglindă o chestie reală. Iau 20.000 din contul ăsta, în lateral, să vede unde v-ați scris, da? Dacă i-ați încălecat așa și cum veniți și îmi citiți de acolo, nu mai înțelege nimeni nimic. Eu nu v-am citit, eu v-am spus verbal. Deci v-am spus de unde s-au luat banii și unde s-au dus. Doamna, partea scrie, lăsați vorba, că aici e vorba de bani și când e vorba de bani, să scrie. Deci am luat plus, am pus 20.000 la cheltuieli de bun serviciu, în dreapta i-a arat de unde i-am luat. Se poate vedea, unii plus 8.000, fișate minus 8.000 în partea de altă. Și vede de unde s-au luat. Da, eu sunt la grădiniță. Eu am făcut grădinița după facultate. Eu am făcut grădinița după facultate și de asta sunt mai retardat un pic la minte. Haideți, vă rog frumos. Mai este cineva care s-a scris la vot? La cuvânt. La vot, scuze. Cine este? Dacă nu... Supunem la vot. Supunem la vot. Eu mă abțin de la această mizerie de document. La abținere? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu? Am zis bine? Bun. 8 și o... Abține-le după Zanturescu. Nu abține. 3. Cine se abține? 3. 4. 4, scuze. 4 abține. Cred că mai sunt unii care... Următorul. Da. Care ați făcut grădinița după. După ce mi-a prezentat, acum sunt de acord. Am dacă era numai după documentul, dacă nu e, nu... Da, trecem la următorul articol. Ați luat rectificare și ați calculat? Da, prezentarea raport specialitate prezintă de 1 iunie 2018. Nu am întrebat nimic eu. De asta e doar o informare. Deci, la punctul 6, a vorbit nimeni zi, e vorba de informare, nu e vorba de o aprobare. Și dacă e vorba de o informare, am să pun o simplă întrebare. La carburanți. 37 de milioane. Da? La carburanți, 37 de milioane pe luna iunie. Da, s-au luat trei carnete, a câte 25 de file, fila de 50 de lei, de la OMV Petrom. BCF-urile sunt predate doamnei viceprimar, le-a preluat... Deci BCF-urile stau la viceprimar? Da, BCF-urile sunt... Așa a stabilit la dumneavoastră? Da, doamna viceprimar, cum au venit la contabilitate, sunt predate... Nu așa trebuie să stea. Nu, la contabilitate trebuie să stea. Dacă domnul v-a dat dispoziția... Cine îi aduce justificarea, dumneai răspunde. Iar BCF-urile, domnul Ambăruș știe mai bine... Asta poate să vă ajungă și până la finele anului, da. Nu se consumă decât maximum 75 de litri pe lună, atât. Nu dă voie mai mult. Eu n-am spus de litri, domnul. Eu am spus de bani. Doamna mi-a făcut acum demonstrația financiară.
30 milioane, dacă împărțim la 6, nu mai întreba nimic. Poate vă să întreb altă dată. Acum am adumire. Mai departe, abonamentul la fântână. Aveți abonament? Da, da, apă și cafea, din Arbier. Apă și cafeaua, da. Păi dar n-am pus 3.000 de lei buget, domnul Ogelu. Păi suntem primăria de la municipiul. Și suntem obligați de situațiile de urgență, apropo da. De... suntem obligați să avem la nivelul primăriei, cel puțin două puncte. Am ajuns la... Am ajuns la un tabel aici, la cheltuieli de transport, cred că sunt, sau nu? Delegații. Da, da, da. Care văd că au început ușor, ușor să apară în informările astea și în... La solicitarea mea, opă. Da? Da. Păi văd, dumneavoastră aveți cele mai mari sume care le încasați luna. Da. De exemplu, luna asta a luat 535 de lei. Am luat. 535. Am luat. Luna trecută, 400 și ceva. E primarul pe acolo? Nu. Păi asta am vrut eu să vă întreb. Primarul nu vrea să vă întreb. Primarul are mașina. Primarul are mașina. Dumneavoastră mergeați pe jos. Și acum. Da? Deci de asta, deci dumneavoastră faceți economie la bugetul local, aprobând toate delegațiile astea? Cu dragă inimă și vă dau și explicații. Eu nu zic că nu sunt terminate. Știți foarte bine, știți foarte bine că la... Eu văd că la nu a, dar n-a fost prea obiceiul. Deci da? Acum să vorbim de la luni de zile, au început să apară sume... Hai să vă dau și răspuns. Nu, a început să apară sume din ce în ce mai mari. Nu e vorba de 10 lei. Neavând... Doamna trecută a fost 400 și ceva de lei. Neavând mașină la nivel local, decât de două săptămâni, așa am pus loc, sau o săptămână, de când am pus loc funcțiune. Cealaltă știți că a avut accident. Colegii trebuie să ducă la trezorerii, la Consiliul Județean, pentru interesul comunității. Și nimeni nu se duce pe degeaba. Anul trecut nu se ducea. Da, dar mai mergea mașină. Acum nu o să mai fie atât. Mâine că am adus mașină, am văzut mașina aia care am înscris-o și o să mai scadă. Da? Păcat de șofer că n-a găsit. Am văzut aici o Domnul Zandrescu, acum să vă și răspund. Gândiți-vă că dacă un simplu funcționar are 100 și ceva de lei, 200 de lei ordine de deplasare, un viceprimar îmi pare rău. În afară de ordine de deplasare... A, adică după decizia, după logica asta ne așteptăm logica, de acum... După realitate. După, nu, după logica asta de acum, că realitatea o să o vedem, că nu știm. Da. După logica asta de acum, deci ne așteptăm de acum ca 500 să transforme în 6 la viitoare, poi vine... Dacă o să trebuiască, o să fie și din zi. Deci de acord cu treaba asta, domnul ordonator principal de credit. Dacă... Dacă nevoie de instituții, li cer pentru documente? Nu, dar vreau să întreb eu. De exemplu, un drum la Bacău. Dar dumneavoastră știți că acolo, în suma care o spuneți, doamne, vici scrișuneaș? Dar nu, că aici am zis, păi de asta zic, nu dă explicații și sumi. Nu dă sumi și unii sunt de pasat. Asta vreau să întreb eu. Deci un drum de Bacău, cât să ia? Un drum de Moinești, cât să ia? Sau un drum de București, cât să ia? Aici trebuie specificat. Un drum de Bacău se decontează numai dus 30 de kilometri, întors 30, deci sunt două drumuri, ori 7,5% consumul care este standard, ori prețul per motorină sau benzină mi-aduce bon de la stația de unde alimentează. Deci am înțeles concepția, nu mai am... Iese calculul. Am înțeles, am înțeles. Cum iese calculul. Da, da. Răspuns. Un Bacău e 24, 25, 26, în funcție de bon, iar în Moinești 17-18 lei. Deci se decontează numai carburant, nu se decontează altceva. Nu, de urmă, nu nimic. La Moinești 20 de kilometri, la Bacău 30. Nu se dă interior, nu se dă nimic. Doar că mașina... Nu, dar cu siguranță doamna cu buză a fost și la fiul. Da, au fost. Are și transportul, doamna. Da, da, da. Și atunci cu siguranță se întâmplă chestia asta. Dar mai sunt, cu 107. Eu sunt mult mai mulțumită să se aprobe în Consiliul Local achiziționarea unui alt autoturism. Până o să găsim unul cu donații, exact cum a fost acum. De asta faceți treburile astea. Eu m-am prins, da? Păi asta ce le permite legea. Adică o să vedem cheltuielile în ce în ce mai mari, ca să ne convingă că mai bine luăm mașină. Le luăm mașină nouă. Nu neapărat nouă. Foaie verde șosipică, le luăm mașină mică. Poate mai mare. Sau poate mai mare, da. Noi vrem mașină mare. Da, da, da. Și noi vrem și mașină mare. Dar mai sunt nelămuriri? Da. Nu. Aici vă trecem la articolul 7, zice, la cel suplimentar. Cu domnul Merișanu. Cu domnul Merișanu. Ce ați stabilit dumneavoastră în comisie? Ia să vedem, să ne am văzut aici, nu scrieți-mă cu ordinea de zi, da. Am văzut aici că noi am fost de acord ieri. Da. Am văzut aici că el a scris 3.000 de lei. Dar
Nicio, eu citind. Ia să vedem unde trebuie să lăsăm asta aici. De ce? Din calculul dânsii. Dacă mă lăsați să expun un pic. Domnilor. Hai, amică, până când explici. Mi-a făcut un calcul. Deci, am ce-a prezentat 1270 de lei. El a scris 3000 de lei. 3000? A prezentat, că aici n-am avut nicio copie, nimic. A prezentat documente. Asta vă spun în plicul acesta. Și în documentele justificative care mi le-a prezentat doamna Tănaș și le-a calculat, 1270 lei. Păi, atunci mi-am zis, n-am știut de treaba. Eu mi-am notat aici. Anexă documente și documente. Domnule coleg, această cerere este dezaprobată. Ați văzut ce scrie? Am văzut, bine, ia uitați, ce vedeți aici? Ce-am făcut eu acolo? Nu, ce-am, dar cu ce culoare? Da, explicați. Nu, dar este aprobat, dar nici nu s-a făcut proiect de hotărâre. Da. Ca să se pun în consiliul local. Nu trebuie să lași omul mor și nu știu ce la soare. Vă propun să dăm 13 minute. Da, domnul, sigur. 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 Nu au fost justificările făcute aici și noi, el a scris 3000 de lei. Noi n-am văzut ieri 3000 de lei. Da, cum să nu văzut? Dar am și discutat. Da, deci modificăm suma la 1270 de lei. Care sunteți de acord? Nu chiar. Dați-ne 1300 de lei. Dacă nu cade conturi, să nu cade. Nu, dar de ce? Dacă atât are să din cheltuiel, atât... Cheltuieli de transport, vasele, bagaje, 13 milioane. Politică, da. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Zanfilescu. Eu mă înscriu și eu. Ce-o, doamna? Domnul. Adică? Domnul Cică? De la Matic. Și atât. Da, domnul Zanfilescu, vă vezi până. Decizia aia, noi avem un an de zile de la Curtea de Conturi, nu? Decizia aia cu oții de conturi, parcă ați primit-o, am trecut la un moment dat, și am și discutat după ea. Ceea ce vreau să vă întreb, știu că ați spus atunci că veți face o contestație când ați fost de acord cu anumite chestiuni care erau specificate de control, de Curtea de Conturi. Mai puteți să spuneți ceva dacă ați făcut totuși acea contestație? Cu privire la câteva aspecte care au fost... semnalate de dâns și documentația înainte de a veni asta finală, am văzut că când a venit documentul de la dâns și nu mai erau acele puncte de care nu eram de acord și n-am mai fost nevoie de contestat. Păi, nu știu dacă vă raportați dumneavoastră. Raportul. Da. Contestația trebuia făcută în termen, până a venit documentul final. Nu mai rețin exact. După ce a fost redactat și scris la noi, nu avem cum. Când veți face o contestație la ei și... Era tardivă. Și așa a rămas. Era tardivă. Deci nu mai aveam ce să fac după ce am primit. Da. Îmi pare rău că la timpul respectiv nu mi le-am notat alea care le-ați spus, dar mă pot uita pe parte. Da, vă puteți documenta și mai am la viitoare și vă pot. Să vedem cum ați referit exact la două chestiuni. Întreb asta pentru că nu ne mai informați. Adică a plecat o chestie atunci, a spus urmarea n-a mai. Și l-am întrebat și domnul secretar acum 3 condiții. Domnul Vasile, a zis domnule, nu mai știu. Punct și virgulă, ca să știu ce vă răspund. Mai știu. Domnul primar, activitatea de nominalizare, a străzilor, acel nomenclator stradal, am vorbit și la telefon acum un an de el. Așa. Am văzut că la alții e realizată. Implică niște costuri, domnul, și banii nu avem. Păi i-ați trecut în buget? Păi i-ați trecut, dar nu și trecem. Deci a fost un ordine, am trecut. Și a zis că a găsit și un termen acolo. Deci ar trebui să-l aveți în atenție ca nomenclatorul stradal, denumirea străzilor comunității, că așa e făcut la toți, să acordăm acolo niște coloții. Deci care am avut buget, că să avem un plus, dar costă fiecare număr și fiecare denumire, costă o căruță de bani și acum nu e avem. O căruță de bani are niște costuri, nu? Cât era, trebuia să... În fine, dar 800 și ceva de gospodării, plus câte ulițe sunt să pui denumiri, trebuie să faci o comisie și stabilești denumirile. Avem știință și ați și confirmat că inventarierea patrimoniului, până la urmă, care e Curtea de Conturi a găsit o deficitară, cont, da? E clar, acolo o spus o refacem, da? Ați făcut-o cu o firmă privată. Ce firmă privată și cât a costat?
mă informez. Trebuie să-mi pun niște întrebări, trebuie să pregătim. Deci eu am spus întrebarea asta de 5 luni o pun. Într-una. Vorbesc la contabilitate și vă spun. De 5 luni pun întrebarea. Toate firmele care lucrez n-are un șurit firmit. Da. Deci nu știm nici asta. Deci PSA, luat, corect, legal, cât nici nu știu ca sumă. Atunci darea de seama cu a rezultatul. Oricum, e câteva zeci de mii. Deci a rezultatul final al acestei inventarieri făcut cu o firmă privată, care a fi costat 2 lei, 1 lei, nu știu. Când aveți noi acces să-l prezentați? Ca informatic, ca vă solicit să prezentați informarea rezultatul inventarierii patrimoniului comunei Scoției. Îl notez la ședința viitoare. Inventarul comunii, da? Că vreau și eu să văd ce mai sunt motocoase în inventarieri. Că de fapt au fost. Vreau să văd și eu câte sunt, ce sunt, ce unelte sunt. Vreau să văd. Asta înseamnă darea de seamă. E ședința viitoare, da? Deci nu ați făcut o treabă atunci la timpul respectiv, care e curtat de codul astea, mai nu-i gură, da? Dar ați venit cu niște lipsuri foarte mari. Mai țineți minte discuția din aprilie anul trecut? Da. Deci ați făcut o treabă, ați făcut o dare de seamă chiar. Ați venit în Consiliu. Da. Cu urmă ați spus curtea de conturi că nu-i gură. O fi vrut ei să ne aducă toate alea, toate li... Poate le-au adus ei, domne, și nu știu eu. O fi adus ei din toate lipsurile alea de ani și ani. Le-o fi adus. Geștia. Da, bun. Deci vreau să văd. Au lipsuri? N-au lipsuri. Nu-i așa firma care a făcut, n-a făcut lipsuri. Ba da. Deci, doamnă, nu ăsta s-au venit niște lipsuri. Le-au prezentat, eu am un copii a documentului. Ei au identificat. Și ei acum nu au mai. Deci firma care a făcut nu mai aveți lipsuri. Dar eu niște. Vreau să vă prezint la ce s-a viitoare. Le-a adus curtea de conturi înapoi. Toate le-am zis. S-au casa, domnul. Domnul primar, m-a așteptat la 2 ani de mandat, dar vă spun cu sinceritate, că chiar m-a așteptat la 2 ani de mandat, în afară de faptul că vă obligă legea să prezentați anual o informare privind situația socio-economică a comunității, așa, și n-ați făcut-o nici în 2017, nici în 2018, să face în primul trimestru, m-a așteptat totul la jumătate de mandat să ne spuneți câte ceva despre podul care l-am aprobat noi prin hotărârii 825.000 de lei și cu toate cheltuielile de acte, de documentații, ajunsese la 9 miliarde de podul, da? M-a așteptat să discutez ceva de centru modernizat, care noi am aprobat proiectul frumos, frumos proiect și nu s-a făcut încă nimic. M-a așteptat să ne spuneți ceva, că am întrebat un coleg aici, unde-ți domnule 10 tuburi alea de la firma care le-am aprobat de copertarea. Nu mai știm nimic nici de ele. M-a așteptat să ne spuneți ceva despre căminile, când începe dotarea totuși, până la urmă. Dar ce v-ați spus mai înainte? Așa? M-a așteptat să ne spuneți ceva și de... Dați bine pisnic. Și de ter... Nu, de ter de zon. Spuneți-mi de ter de zon ceva. Vă spun, dar lăsați-mă vă răspund, vă vorbiți ca televizor grafic. Da, spuneți-mi. Acum vă spun eu toate. Contractul de finanțare cu podul din pisnic Pârâu Boule este semnat de pe 2 aprilie, am fost la București, este în faza de achiziții. Apoi, pe data de 16 iulie, s-a pus PSAP, PSICAP, cum se numește acum, da. S-a pus pentru PTH, executare PTH, nu s-a înscris nimeni, deschid, deci ca să facă lucrarea PTH, proiectul tehnic. Se deschide din nou, am vorbit ieri cu domnul consultant, cu expertul în achiziții publice, să facă proiectul tehnic. Deci, și termen de finalizare a achiziției publice cu licitație este în luna octombrie. Ulterior se va apuca de treabă. Deci sunt pași legali, 3 luni de la verificat, care nu mai depinde de mine. Eu am semnat contract de finanțare. 2. Ter de zonă. Am văzut că am renunțat la WC-ul din parc, deoarece nu mai este nevoie că ter de zonă prin modernizare parc, cu banii lor, avem și noi cofinanțarea, care știți foarte bine, o realizează dânsi. Am primit un protocol, îl am la mine birou, o să vi-l prezint una viitoare, prin care cu termen de realizare 15 mai 2019. Deci se obligă. Se obligă. Ter de zon în 2019 îi termină lucrarea, deci am semnat protocolul. Pe 15 mai. Ce m-ați mai întrebat? E vorba de centru, da? Pentru centru a vis Iași, am chemat proiectantul, nu mi-a dat nici Bacău, nici nu și-asumă. Noi am făcut intabulare la această zonă și am vrut să facem noi. Pe HG46, pe articolul 28, care îmi permite să fac aceste lucrări. Dar spun doar întreținere, nu și modernizare. Și atunci am fost nevoit ca să mă adresez către Iași, să iau un certificat de urbanism, să luăm autorizație de construcție, să fim legal. Ăsta e răspunsul, pentru că amenda nu ia nimeni, nu ia primarul. Și numărici. O facem, dar să o facem legal. Ce mai aveți să mă întrebați? Că vă răspund pe subiect primar.
De răspuns, Cătăline, așa. Nu mai apucați de vorbit dinainte, dom'le, că le facem, că acum suntem la treabă. Da, dom'le, o să-i facem. Spunea, păi le facem. Dom'le, dar ca să faci, trebuie și să știi. Eu am nevoie de aviz de la drumul național. Vorbesc cu ei prima dată, dar tu și cum le spui oamenilor? Bă, frate, așa aș vrea să fac treabă, dar nu dă voie. Nu, dom'le. Totul ești, că zici... Dom'le, hârtire durează, dar de făcut trebuie să fac. Nu, scurt. Ca să facem, da. Dacă nu suntem optimiști și pozitivi... Nu mai prostim lumea. Dar nu prostim lumea. Nu, dar spune, dom'le, uite, ăștia de la drumul național mă opresc cu... Păi nu prostim lumea. Să vă spun că nu prostim din loc. Am spus, domnul Jacinescu, v-am promis că domnul Abăluș am adus din frâng. Da, ce ai adus? Bistui. Da, vă, domnule. Aveți proiecte lăsate de drumuri de atâta timp și trebuie răspuns, a spus că le aveți în birou. Păi hai să vă spun, domnule, dacă tot mă provocați, eu am să fac, că văd că nu provocați. Ați lăsat proiectul de apă și canal? Da. Cum l-ați lăsat? Da. Ia spuneți dumneavoastră. Cum e? Este pus în picioare? Este intabulat? Este intabulat ceva? Da. Acum l-am făcut Grigoreliu. Grigoreliu nici n-a fost prins pe apă și canal. Și acum o să fac și pe mine. Domnule, coleg, știi de ce n-a fost prins Grigoreliu? Ce sunteți? Păi nu, dar de ce n-a fost prins Grigoreliu? Spune, răspunde. Spuneți-mi așa. Păi, dar de ce spune? Păi ce sumă a avut pentru apă canal și unde ați putut să vă încadrați? Eu ți-am mai spus și mă repet, ai fost înseamnă 4 ani de zile. Păi nu 4 ani, asta e din 2009, pe primul mandat. Nu, păi primul mandat, dar 4 ani ce ai făcut? Ai văzut vorba voi, ai văzut compresorul drumul, dar spun la oameni exact ceea ce trebuie și... Păi, dar acum întabulăm drumurile pentru să facem treaba. Sunteți la putere cu PSD-ul, da? Nu, 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 la putere. Și nu ați fost la putere. Și nu ați fost la putere. Nu am treabă cu puterea. Păi niciuna. Ei, nu ai. Păi dacă nu ai scoate, domnule, s-a pus întrebarea ce ai făcut cu acele 5 proiecte de drum. Păi le-am în birou. Oameni buni, nu așa se face treaba. Ca documentație, dar anexele își depun și la București, cum le-am în birou. Dar unde stau? Cu 500 de drum? Cu 500 de milioane, că du-te la tire este de alergat. Păi da. Păi dar dacă vă pun o întrebare unde vine Ministerul Dezvoltării București... Vă spun eu, în spate la Palatul Parlamentului, că am fost de-aptea ori, nu vă dar. Vedeți, comutate acolo? Nu, dar zice, avem doar de zi. Vreți să vă arăt că eu știu unde e pe ăla? Da? Bine, o să-mi arătați. Pe hap? Nu este, nu, în doi ani de zile chiar batem pasul pe lor. Nu cred. Așa zicem. Dar atunci nu le mai spuneți oamenilor... Dar nu mai fiți așa făcut, aveți ceva cu mine, că mă dărășteți, că eu am trecut că a fost niște trei până acum. Pe mine mă deranjează. Aveți ceva cu mine personal? Da, da, da. Unitatea. Hai, domnule, nu mai țin atunci acum. Am prostit. O luat domnul Cajulescu, ce mă duc pe nasul și dați cu turul mine acum. Domnul primar. Nu, dragul meu, nu. Domnul primar, da. Dar nici de trufie se întâmplă nimic, nu fără peste nimeni. Da, fără pin nu mai avem un pic. Mai aveți ceva de întrebat? Da, mai am o întrebare. Hai, și o declarație politică. Haideți, vă suportați. Cum, dar ăsta e ultimul problemă. Îmi lua dreptul, ultima plăcere. Cu dragă inimă. E ultima plăcere. Domnul primar, da. Mi-a făcut ședința pe 28, dar se rață în concediu. Foarte corect. Vă odihniți. Noi da, m-am odihnit cu apa de jumătate pentru casă. Foarte bine. Și eu am dat la pedală. Stai liniște, dar nu mă plâng. Pe data de 29.06, la ora 10.30, a avut loc un accident de circulație cu mașina Watts Corțeni. Implicați fiind doi angajați ai noștri, colegii noștri, Niță și cu doamna Palisanș. Mă întrebare, mă interesează să faceți o scurtă informare, pentru că s-a atâtea bărfe, încât primarul trebuie să le curme și să spuneți exact. Mă interesează să faceți o informare către Consiliul Local, dar și către comunitate, din punctul dumneavoastră de vedere, ce ați întreprins din punct de vedere legal, mă interesează starea sănătății celor doi angajați, pentru că sunt colegii noștri, da? Mă interesează, pentru că răspundem de patrimoniu al comunei Scorțeni, mă interesează starea tehnică a mașinii, unde este și ce demersuri ați făcut vis-a-vis de această mașină sau nu îi se dă voi să faceți bun de fel. O aruncăm în casă? Să face expediție. Deci luați-o de la început atunci. Acum începem cu data de 29.06, ora 10.30. Pentru ziua respectivă, 29, trebuie să vă spun eu, nu domnul primar, că era în concediu. Da, dumneavoastră, da. Poftim, nicio problemă. Da, era primar. Fiind, da. Nu. Era viceprimar. Da, e corect ce a spus, deci, pe data eram puternicită și prin decizii... Și tot. Da. Eu m-am adresat. Am puternicită doar să reprezint instituția în lipsa primarului cu instituțiile statului. Fiind sfârșit de trimestru, automat nu se pot amâna depunerile și tot ce înseamnă raportări de la sfârșitul lunii. Pe 28
99, depunerile și tot ce trebuia, inclusiv de la venituri, toate raportările, trebuiau depuse la trezoreria Moinești. În fișa postului, casierul este obligat să facă toate demersurile care trebuie, acte, monetare, știu ce, ce ține de compartimentul respectiv. Întotdeauna casierul când merge la depunere sau ridicare de numerar, trebuie să fie însoțit de o altă persoană. Deci nu va merge niciodată singur. La momentul respectiv, mașina instituției era la instituție, Nița Alexandru era trecut pe dispoziția, nu? Pe anexa de la dispoziția a persoanelor care pot folosi autoturismul OAT-ului. Este persoana care nu depindea de el alte încasări, pentru că calculatorul de la Diana și calculatorul de la Vali sunt conectate, unul fără altul nu poate să lucreze. Iar pe compartimentul respectiv nu pot pleca două persoane de pe același compartiment. Atunci, din primărie, la momentul respectiv, persoana care era aptă pentru a conduce acel autoturism și nu se realiza pentru prima dată, că mai mersese la autoturism, era Nița Alexandru. A plecat. La momentul respectiv, în data de 29, erau acele ploi abundente, a plecat de la primărie, s-a întâmplat un accident de circulație. Fiind implicate persoane cu contract de muncă de la OAT Scorțeni, automat persoanele implicate sunt declarate ca persoane cu accident de muncă. Corect. Era în timpul serviciului. S-a sunat la 112, a sunat chiar Nița Alexandru care era la volan și demersurile legale care presupun a fi realizate după momentul respectiv. La nivelul OAT-ului se întocmește acea comisie de cercetare, se strâng date, declarații și la parchet la fel se începe dosarul, s-a și început presupun că automat poliția este obligată să se informeze. Consiliul local nu are, da, nu are atribuții de cercetări asupra cazului, da? Cum s-a pus o întrebare, ați zis și atât. Până aici, până aici cercetări. Autoturismul este în curtea primăriei. Starea sănătății în momentul ăsta. Starea sănătății? Să ne servici amândoi. Da, da. Și autoturismul este are asigurare, asigurare, inspecții tehnice. Da, ești expertizat acum. Nu ai voie să muți din cât fac cercetări. Cât se fac cercetări de la parchet, autoturismul este în curtea primăriei. Să ne facem expertizare. Nu știu cine, cum. Consiliul local, nu prin mine acum, eu consiliul Andrescu, nu am făcut o anchetă. Eu am cerut o informare într-o în comunitate, circulă tot felul de poste. Iar vocea primarului, locuitor, este cea abilitată a eliminat. Și eu sunt convins că acum au înțeles toți cei care se vor uita pe filmul. Deci în sensul informării. Cred că s-au făcut demersurile exact când se vorbește. Dar trebuie să vină fata în cauză să explice ea. Deja nu mai va într-o zonă care nu... Da, ce vă întrebare, doamna... Da, am o declarație politică născută tot din bârfe. Asta e politica, domnul Giurgiu. Asta e politica? Mie nu-mi place politica, vă spun sincer. Mie îmi place administrația. Și am și școală de administrație. Aud că mă dați afară din Consiliu. Mulți, foarte mulți îmi spun, dar nu vă dați afară încă din Consiliu. Din Consiliul local al Comunei Scorțeni, în care eu sunt ales local. De populație, nu de dumneavoastră. Că n-ați mulți votat n-ați pomin. Nici o pe dumneavoastră. Chestiunea este pe următor, ca să urmăm orice discuție și să discutăm lucrurile. Deci Partidul Social Românesc, care eu îl reprezint, în calitate de consilier la nivelul Comunei Scorțeni, în calitate de membru fondator la nivel județean, sunt unul din cei 5 membri fondatori, în momentul de față are în instanță la Tribunalul București o acțiune a conducerii de dizolvare a partidului. Este o parte a aspectului juridic care își urmează cursul, care eu n-am fost de acord, vă declar sincer,
Și am și făcut o întâmpinare în acest sens. Dar probabil că va merge în continuare, va mai dura, nu știu cât timp, iar partidul se va dizolva. Deci va dispărea este în momentul respectiv, pentru că îi transmite domnul Danilu de la mine citire, așa. Da. Consilierii de la toate structurile din țara românească devin independenți, conform legii electorale și a legii partidelor politice. Adică, pot să spun mai pășleau, așa, cei care tot bărfesc, mă văd acasă, că de n-ar mai veni, pot să spun mai pășleau, așa, ca un mare de drum lung și prostul de grijă altă. Bă, da? Tare bine ai spus aici acela. Și vă mai spun ceva. Și vă mai spun ceva. Uf, când au fost alegerile... Nu mor caii când vor câine. Și nici eu când vor unii. Am terminat. Nu, dar ce era semnul de tot. Dar nu știu dacă aveți cui să-i explicați. Pentru că bărfile aici au fost și m-au deranjat. Puneți-mi la păcat de cei care așa, dar... Și știu și la cine am plecat. Dar nu fac acuzații publice. Am făcut doar o singură chestie politică. Este o declarație politică. Da, mulțumim, doamna. Am terminat de azi, domn primar, ați scăpat. Eu am o întrebare, domnul primar. De ce nu au venit în proiectul de hotărâri de luna asta, că s-a hotărât și luna trecută, cererea domnului director de la școală, privind schimbarea numelui și data trecută mi s-a zis că au venit mai devreme, mai prea târziu, că nu m-au lăsat. A fost la ședința trecută, eu n-am fost, dar am înțeles, nu confirma colega. Stai, s-a explicat. Deci de eu ce? Am vorbit cu domnul director și domnul director a zis că are de 4 luni de zile pus în cererea. Nici nu să se facă acum. De ce vă spun? Deci, că mie îmi place să fiu corect și realist. Știți că dumneavoastră ați aprobat pentru în Consiliul Local, ați aprobat sau o să aprobăm ca sumă, o sumă pentru un proiect de școală, extindere de școală. Acea documentație este în lucru, este în fază finală. Forma inițială de denumire școală este școala gimnazială Scorțeni. Pentru a putea termina. Doamna a întrebat altceva. Doamna a întrebat altceva. Păi asta spune. Doamna a întrebat altceva. Dar cum să apară dacă noi... Doamna a întrebat acele două cereri ale directorului școlii general Scorțeni, care au fost adresate de Consiliul Local. Domnule, a spus că ați terminat cu mine, ce mă băgați acum? Dar lăsați vorbea să trebuie, n-are gură? Băi, Neagel, să vă lămureziți pe ce-i vorba. Documentația. Aprobare, e văzut la secretar, de la Consiliul Județean, prin care, dacă noi aprobăm un Consiliu Local, devine legii, domnule, și atunci trebuie schimb toată documentația pentru Consiliul Local, pentru școală. Și nu mai primim proiectul de școală, pentru o denumire care se poate amâna câteva luni, pierdem proiectul de schimbări de școală. Deci, clar. Am înțeles de ce ne vorbim. Din cauza, păi dar de asta am zis. Nu a apărut, pentru că dacă o supun, devine cu putere de lege. Doamna a întrebat unul, ăla cu... Dansurile, dar văd că e greu să le amintim. Când am pus întrebarea dacă sunt la clauze, ce se poate face? Da, gratuită. Da. Cu dansurile, da. Și-a mai pus o problemă. Omul baltă hârtie. Da. Modernizarea școlii aripe, iar extinderea aripii. Da, aia nu era un proiect de hotărâre. Era o propunere ca să noi să o discutăm. Sau chiar primarul. Am terminat proiectul, domnule. Sau chiar primarul. Sau chiar primarul. Dar n-ai fost în ședință până acum. N-ai aprobizat proiectul, domnule. Grădinița e deja la fir, domnule. Cu omul, de ce omul produce. Școala e acum, da. Da, dar cererea cu terminarea. Hai, cu școala am înțeles. Că nu se poate schimba numele, că se schimbă proiectul. Dar cu dansul și o mai venit cu alternativă cineva la noi? Că a spus că vine cu nu știu cum altceva. Păi el a venit cu cererea, a zis cu cererea ca să vină din la liceu cu școala. Dar o mai venit cineva cu... Păi cererea este aici. Păi a venit omul ăla la discuții, că a zis că vine cu el aici, așa a spus, că l-a spus. Acum, ați vă spun ceva, doamnă. Știu ce domnul director, când a venit cu aia, trebuie să și-o susțină în continuare, domnule. Păi eu i-am zis, domnul. Adică trădesc o cerere acolo și nu mai vin de acolo, pe acolo 2 luni, 9 luni. Ei, s-a întrebat și el aici. Da, doamna Josu. Luna viitoare înseamnă că vine. Luna viitoare. Da, domnul Hagiu. Da, m-a amintit domnul Zamperescu de cele 10 tuburi. Eu tot țin. Văd care e situația. Mi-a spus doamna Vice. Să le numărați. Da, nu mai am ce. Dacă văd doamna Vice, stați puțin. Și ședința trecută mi-a spus că ăla lui de găsit, problema este lăsăm treaba așa. Domnule, i-am făcut și adresă oficială pe firmă. Deci m-am făcut demersul. Dacă nu răspund la telefon, doamna Viciu, o fost mie pe teren. Auzi, Cătălica, nu se vorbi la telefon, nu păcăte la telefon, nu o să facem niciodată nimic. Dar ei spun că domnule aici, lângă testați.
Deci în drumul ăsta... Dar nu-i patron, nu avem și muncitori. Auziți? Dacă țineți minte, acolo ai multe ședințe, eu v-am întrebat, domnule primar, tuburile toți dispar, noi o să avem tubul, cele 10 tuburi? Da, sunt nevoază, nu e semnat. Nu respecti, dă-mă judecat, oricum la lucru. Oleacă, oleacă, mai fi o problemă. A fost un tub acolo la Nedelcu, la poartă. Au venit oamenii la mine și m-au întrebat. Un tub la Nedelcu, la poartă, pentru podul de la Faraon. Nu știu ce pe acolo. Nu-i pentru niciun pod la Faraon, ăla au fost coți din mijlocul drumului, era înfundat. Și l-am mutat, mai dacă nu mai vor oamenii tub acolo, pe mijlocul drumului, la, cum îl cheamă, la Paulică, la Macaro, aici chiar din bani. Au fost tub înfundat și au zis să-l scoată. Și s-a făcut o denivelare, anume, ca să vină apa, să o iei pe șase, nu mai vină lui domnul Lazar în ogradă. Și atunci am găsit eficiența, am ducem altul patic. Când o să facem lucrurile la drumul de reparații, găsim soluții cu așa mai acolo, că l-ai mic, sub diminuat. Ați verificat? Da. Am întrebat. Cei care scadează la ieșirii din Florești, nu-s aceiași? Cum? Cei care scadează la ieșirii din Florești, care nu-s aceiași? Da, mă, dar nu-i patronul acolo, eu am fost. Am și eu nevoie să-mi iau un tub. Mi-a găsit la mine și berea și pun în tubul ca lumea. Și nu am găsit. Spune că a fost și nu. Dar au fost cu doamna Vice cu 3 săptămâni de teren. S-au rămas să vină, să le aducă. Bani, 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 buzunar, că tu ai bani. Da, da, bine, știu. Da, domnul Hagea. Da, a doua întrebare. Nu mai jucă la nu știu cine ar putea să-mi răspundă mai bine, doamna de el de-o pleca. Vă rog, dacă așteptați puțin să pun întrebare. Am pus-o și data trecută. Văd pentru... Domnilor consilieri, îl avem pe domnul Hagiu. Păi pentru rețeaua asta de apă, că se plătește la primărie o grămadă de bani, pentru umbrerea bazinului, pe electricitatea, banii ăștia. Domnul Zafirec, banii ăștia care îi plătim noi ca primărie, îi plătim doar pentru primărie sau doar și pentru oamenii din sat, din Scorțeni? Care-i bani, domnule? Stați puțin. Deci plătim o grămadă pentru... umplere bazin pentru electricitate. Da, domnule, dar se recuperează din abonamentul oamenii. Se recuperează tot, deci tot îi toată oamenii. Nu, îi plătiți oamenii. Totul? Nu, 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 nu. Ce plătiți? Nu, domnule, omul plătește apa lunar în funcție de consum, da, la cașerii. Dar costurile pentru un metru cub de apă nu reflectă cât da, de mult. Mai adică ar trebui mult da, mai mult, nu se acoperă. Inclusiv Curtea de Conturi a dat măsură de recuperare a unei sisteme. 5.000 sau 20, cât aveți? Nu, mult, e o sumă mai mare de recuperare. 20.000. Da, vreo 20.000. Sursa de apă. Sunt foarte mulți care nu plătesc. De ce nu se ia? Păi am mai vorbit, de ce nu se ia? De plătitori. Tăi apă. Toți care au plătit, tăietă apă. Nu are nevoie de ea, domnule. Sau care nu plătești? Care nu plătești? Păi, domnul, care nu plătești? Totul ne-a fost... Și școala nu plătești. Asta nu știu la școală. Așa nici biserica nu plătește. Așa nici pentru ce nimunica. Care mai este, na? Uite, de exemplu, s-a întâmplat acum incident cu cetățeanul ăsta, cu Ghituș. Nu mai poate. Omul... Așa e situația vieții. Trebuie să căutăm să punem un băiat tânăr acolo ca să poată face treaba. Să face cineva, îi pomi, îi pomi. Am înțeles că ce e făcut. Stați un pic să vă spun un pic. Deci la... La ce înseamnă? Nu, mă, dar nu sunt eu. Nu pot spune. Nu pot spune. Am fost înainte. Foarte bine. Nu putem băga acolo pe oricine. Un tânăr ca cum știu. Eu știu. Nu-i rachetă nici acolo. Nu-i rachetă. Poate să pun un băiat tânăr cu 2-3 copii să poată să câștigi și eu care plinde. Deocamdată nu-i treaba ta. Asta răspund eu deocamdată. Dar acum, acum, haideți să spun la... Deci, oricum, pentru debranșare, pentru debranșare, automat, comisii trebuie făcute din cetățenii care folosesc corect, acea corect conductă. Eu de 30 de ani folosesc acea conductă. Eu nu am presiune acolo, dacă se acordează pe sat. Dar nu comisia, comisia de la apă, cea care se duce pe teren efectiv, mi se pare normal să fie informat. Da? N-am fost spus. Da? Da? Comisii și eu. Atunci, care? Care? La debranșare, deci la debranșare la fel. Cel care nu vrea, păi nu plătește, înseamnă că nu are nevoie de acea apă. Și cu ocazia asta dăm voie altora să se raporteze, nu? Deci la o adică. Da. Dar deci, nu dovedește acest om, da, procesorul ăsta, nu dovedește un sac. Știi, dar legat de acel portare, făcuți persoana fizică, care a contactat cu doamna Alina. Da, domnilor consilieri, întrebarea domnului Hagi a fost cu totul alta, cum am înțeles eu. Deci, el a zis că neacoperirea cheltuielii, restul se plătește de la bugetul de stat, fac toți cetățenii. A, așa am înțeles-o, nu? Cineva
asta am vrut să spun, am vrut să mă lămuresc dacă cetățenii își plătesc, cei care folosesc apa, conducta... Exact ca vizitori, plătesc și nu plătesc, sunt care plătesc, care nu plătesc. Și pe care revin plătesc după, mai am mult, mai... Da, mai aveți ceva, domnul Hagiu? Două secunde. Domnule, fiți o leacă civilizați, vă băgați și altul. Două secunde, că... Conducem o ședință aici, da? Domnul Ciu, că aveți cu... Domnul Ciu, să le vorbim cu domnul Bine. Vreau să vă întreb, am văzut acum câteva zile un compactor și un autobel. Așa, domnul. În Florești. Nu știu, în cea da, de da, 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 ca să mai... Așa. Am văzut că autobelul ăla face șanță. Domnule, eu nu înțeleg cum face un autobel de șanță. Dacă vrem să facem șanță, aduce un excavator. Nu mă pun mai într-o parte, nici nu face șanță. Dacă nu mai pot de cald. Domnul Ciu, v-am mai explicat de o studiuri. Știți că în comuna Scoțeni sunt 48 de kilometri de uliță și drum. Domnule, că sunt soluții de avarii. Și ne știi câți bani avem la buget pentru drumul acum? Domnule, soluții de avarii. O îndreptat, nu avem, nu am adus eu apă ca să trece a doua zi. Bun, dar mă lăsați să vorbesc eu un pic. Neconfirmat, scrisă publicată în monitor oficial. Că am zis că l-o zic, dar o zic, să știți. Domnul Zanfirescu, ascultați ce vă spun? Adică să avem un leacă. Neconfirmat, 100% că nu-i publicată în monitor, dar anexul a venit la primărie. Ni s-au alocat pentru reparații drumuri, deci în monitor trebuie să apară mâine. Suma de aproape 16 miliarde. Celelalte comunii din jur, 1 miliard, noi avem 16 miliarde de reparat drumuri. Asta implică achiziție publică, firmă serioasă, că depășește 100 de mii de euro și nu pot să dau cu creditare directă. Proiect pe fiecare tronson, ni se dă în anexă podurile care vin schimbate, podețele care vin schimbate. Eu am vrut să, deci vă spun inițiativa și cum am vrut să fac. Drumurile care sunt cele mai afectate, care sunt pantă, am gândit că ar fi bine să le betonăm. Nu-mi permite legea, pe bani, pe hârtie, îmi spune reparații și adus la forma inițială. O să încercăm să facem lucrările cât mai bine, cu firme specializate, diriginii de șantier, piatră, spartă, tuburi, șanțuri. Că sunt o grămadă de bani și putem să facem o treabă ca lumea. Chestia este bine, nu am vrut să o spun oficial, să dea Dumnezeu să fie așa 16 miliarde de fapt. Dar sunt vreau să fie betonate. Din 16 miliarde. Da. Anunță oamenii că poate o să aibă așteptări de 16 miliarde. Poate documentațiile o să poate ieși și de 8 miliarde. Sau poate și mai bine, ca astea presupun. Cam așa. Că să mai rămâne cumpărând cizme. Da, dacă așa am râs... O să fie miliarde, dar oricum o să fie... Cum vedea? Asta e de la Consiliul Plățării. Nu, e de la Consiliul. Fondul de intervenție, fondul de urgență. Am adus comisii în zona, am făcut de destul la avicii. Deci nu este proiectul nostru. Na, nu. Nu. Sunt banii în urma calamităților. În urma demersului făcut din primărie, ni se vor aloca acest lucru. Așteptă monitor. Dăm voie ca să lămuresc. Da. Haideți să vedem când o așteptăm. Deci în ziua în care a fost accidentul pe 29 și pe 30, știți destul de bine că au fost cantități foarte mari de apă. În data de 30 am anunțat Comitetul Județean de Situații de Urgență cazurile raportate, că trebuie să le raportez în timp real, în care la momentul din data de 30 am făcut anumite raportări care le constatasem eu și de care ridicam noastră problema, uitați că deplasările alea au trebuit să le fac cu mașina mea. Aveam de 100 de lei, numai în data de 30 am consumat la mașină, ca să... Mi s-au cerut un documentar. Da, bineînțeles. S-au făcut, face raport operativ, cu pagube materiale, cu dacă doamne ferești umane, cu drumul, cu infarcturi. Să te plasă din timpul formată din nou, membrii, o întreagă... Dosarul a constituit un dosar. S-au făcut un dosar, un proces verbal în baza unei... În baza survenite în urma de... O comisie mixtă. Pe baza acestui dosar, înțeleg că vi s-au alocat 16 miliarde. Deci în momentul de față, poți să o contrazic pe doamna Cobuz. Dacă situația este ca urmare a calamităților, normal că nu se vor cheltui decât foarte puțin bani cu justificările. Da. Pentru că trebuiesc lucrurile, că nu-i vorba de proiecte. Dar dă cantități, domnule, de anex, îți dă cantități. Da, domnule, deci îți vreau o desfășurare reală ca să nu te lase să frești banii aiurea. Exact. Dar nu vom da atâția bani ca la studii și experimentări. Da. Deci avem bani, să avem bani să-ți dea Dumnezeu. Să reparăm domnul. Ce ce le reparăm, domnul? Conform legii, vigoare. Ce-mi permite aia pun? Haideți să termin expunerea, da? Da? Pentru fiecare tronson de drum care îl avem noi în
pe raza OAT-ului, am făcut o estimare, eu am făcut estimarea aia, cam ce distanță pe fiecare bucățică cât e drum. Care tere, ca... Pe, în, de la hotărârea de guvern, acolo se spune 6 tuburi Florești, 500 de metri de șanț, dracu, unde este, la fiecare. Pe tronsonul, că eu am dat pe bucățele de drum. Deci, efectiv, bucățică cu bucățică raportat. În sectorul de la DN2G până la Tudor Gheorghe. 50 de metri de drum picat sau atâta. Deci, așa se fac raportările, așa se vor executa lucrări. Deci, pentru fiecare bucățică, trebuie să faci proiect pentru fiecare, chiar dacă ai 5 metri, trebuie să faci proiect pentru 5 metri, exact cum e la întabulări. De ce? Că eu am pus niște întrebări, am pus niște întrebări și la primarii din jur, care au avut ani anterior și au primit bani de la fondul de urgență. Și după 2 ani de zile verifică cu adevărat, da, că putem acele lucrări. Nu putem face altceva. Bine, dacă dă Dumnezeu și eu de asta vreau să v-am adus și în discuții. Dacă se alocă bani și publică monitor oficial, o să facem o ședință extraordinară ca să mă apuc de documentații. Deci trebuie să treacă prin bugetul local, să ne apucăm de treabă cu firme specializate, cu tot ce trebuie să ne mișcăm natural. Deci suma o știți. Da. Nu mă interesează. Și sectoarele o să fie precizat exact. S-au alocat pe un dosar care e așa, pe o situație care a rezultat în urma cataclismelor astea naturale. Ideea este că dacă noi vom începe lucrările de buget local și de contul se va face peste vreo 2-3 ani, nu. Vom avea mari probleme. Deci nu. Să dar noi avem un buget. Da, hotărâri era... guvern de altă info, da, hotărâri guvern. Da, asta eu aș vrea. Adică, dă-i omul calul și căruța și urmă cerii să care fânul. Când avem bani, că dacă vrei să care fânul și îi dai peste 2 ani de zile banii... Domnule, vă debloca banii, trebuie și publici monitor. Orice lege intră în vigoare la 3 zile public. Publicarea în monitor oficial. Da, domnul Cicu, dacă mai aveți ceva de spus. Da, mulțumesc. Avem niște cetățeni, dacă... Aș pune și probleme cu dumneavoastră. Deci primul, hai domnul, spune. La rând. Domnul primar, vreau ca să întreb. Dacă acel domn, Ghiduș Teodor, are contractul încheiat, el este operat la picior, nu se mai poate întoarce, clar. Domnul Tudorache pompează el apă. Poate să ridice suma de bani tot pe numele lui Ghiduș Teodor, dacă el a încheiat contractul și el... Deci ce vreau să vă spun? Păi o să vină un control, nu? Contractul ăsta pompează cu el să nu primească bani, noi trebuie să știm lucrul ăsta, nu? Nu, e un contract. Deci nu, el trebuie să încheie contractul să preia cineva. Doamnă, ascultați-mă deci pe ce vorba. Știți, un contract este bilateral, format dintre două părți, da? Păi, un contract în clauzele care se desface pe calea amiabilă. Că m-am uitat, am citit contractul dumneavoastră Teodor. Domnul Teodor trebuie sau să fie de acord, am să mă deplasez cu aparat de specialitate, să se revizieze contractul, dacă este de acord, nu pot să-l obric, nu pot să-l obric, pentru că dânsul are un idiu și în baza idiului, ascultați-mă ce vă spun, poate să ridice omul ăsta banii, pentru că el ia pe idiu, acum, pe moment. Dar, ca să, după rezilierea contractului, cine o să fie persoana în cauză care stabiliți dumneavoastră cetățenii, că nu pot eu să mă implic în treaba asta, pe cine puneți, ca pe apa dumneavoastră, pe cine pune să reprezinte, trebuie să-și facă un IU, să facă un contract cu primăria, să facă analize medicale, să facă medicina muncii și cursuri de... Ne-a toat de rani, dar cine va intra? Ne-a toat de rani. Cine va intra? Pe asta zic că nu e așa. Sunt niște condiții. Sunt niște condiții. Își asumă responsabilitatea și marti. Că nu intri chiar așa ușor. Dar momentan este un contract în vigoare, care nu se poate strica. Fără acordul părților. Păi nu, păi corect, trebuie să știm lucrul ăsta, nu? Da, dar eu l-am explicat. Da. Păi dumneavoastră mă hotărâți, domnilor. Așa înseamnă că ar intră. Orice, pe cine sunteți de acord dumneavoastră, vă hotărâți, sunteți cetățenii satului. Domnule, nu știu, tânăr, de atât, nu acum, vă hotărâți dumneavoastră. Domnule, trebuie să fie unul care îndeplinește condiții. Sunt îndeplinească condiții. Deocamdată, contractul este în vigoare. Două chestii vreau să zic și eu, că asta am venit aici. De când s-a întâmplat cu Toader, la 5 metri mai de la deal de mine pe bicicletă, l-am adus în curte la mine, am dat telefon la salvare, au venit salvarea, că îl duceam cu mașina dacă era nevoie, dar mai bine cu salvarea pentru că îl băga la urgență.
și o trebuie să mă duc eu, cel care cândva, tot eu m-am interesat pentru apa asta foarte mult, foarte mult, pentru că n-am vrut să rămân fără apă pe dealul ăla. Știți prea bine, cu părinții și cu așa, despre ce-i vorba. Și știți, nenea Grigorașă. Eu m-am interesat foarte mult pentru treaba asta. N-am vrut să o scăpăm, să meargă și tocmai asta vreau, ca nu oricine să meargă acolo. Eu cât de cât știu despre ce este vorba. Că ăștia care și duce apasă pe buton, și gata, că nu știu ce să spun. Nu așa, dar la rândul Matale îți asumi că mergi în continuare sau să rezici? Deocamdată sunt eu. Deocamdată sunt eu. Să văd ce să alege cu Toader. Să văd ce să alege cu Toader. Poate continua el. Iar în cazul în care nu se mai poate. Să renunțe la ceva ce ai deja în momentul când merge treaba acum și omului de acolo. Domnule, merge treaba. Vă supără ceva? Nu ne supără. Vă deranjează ceva? Dacă se poate ridica. Haideți să. Domnule, o să vin eu cu controlul. Omul ăsta e despre ce-i vorba. O să vin eu. Să dea Dumnezeu cu Toader să facă nimic. Asta e dorim cu toții. Aveți situația medicală acum, neama să nici vede treaba acolo și mai vedem noi să vă trăim. Da, să vedem pe toate cum vede. Neama, asta spun. Deci poate e rezolvat acum. Suma de bani în continuare pe da, normal, pentru că are un timp. El nu ia banii de rog. El nu este angajat. El nu e angajat. El are contract. A viețată. Bă, omul. Omul este bă. A viețată. Da. Ești corect omul și ai banii de cineva cu treaba. Da. Are timp. Are timp. Hai să fii buni. Hai să pregătim documente pentru ea. Hai să spună și Nea Gheorghe. Nea Gheorghe, spune că a venit și Matar. Ieri am stat toată ziua acolo cu Vulto și am făcut șanțul ăla acolo până la vale, că nu se mai putea merge. Dar am mai făcut de două ori drumul ăla, dar dacă apa e de așa... De data asta vă spun eu că am fost acolo și eu sunt cu în domeniul, știu de ce este vorba. Și l-am trimis și o făcut treabă. Hai să lăsăm și până Nea Gheorghe. Hai Nea Gheorghe, spune. Doamne, de două luni de zile eu stau cu vaca în grad. Am venit toată la ședința aici, când nu pot consider. Băi, Cătăre, dar n-am trimis mărul la trecută pe cineva. Ce spui cu ce ce vor? Hai să spune eu. A fost! Să duc vaca la un moment de studiat. La seara erau 700 de oi. Unii sunt bani acolo, unii sunt studiat. Nea Gheorghe! 700 de oi. Auziți? De două luni de zile când stau cu vaca în grad. Bun, așa pleacă. De câte ori ai fost la mine? Da, nu ești. Ai fost. Bun. Eu m-am dus. Acum vorbesc eu. Te-am ascultat. Da. Nea Gheorghe. Am fost la domnul Tanasiu la Apia. Dânsul are atribuit o anumită suprafață de teren pe Grigorenco. Eu m-am dus să vorbesc frumos. Nu se poate rezilea anul ăsta contract. Doamna viceprimare, când eu dat mie acolo și au zis, doamne, dar ce m-a dat la Grigorenco? Trasă-te, m-a dat paște acolo. Unii pas, doamne. Pas, bata, în graș. Matare, când matare, când acum am zis domn primar și cu doamna când au fost treaba, este acolo la suspinie. Da, domnule, lasă-mă și vorbesc eu acum. Da, spune. Eu sunt de acord cu Matale și te lasă. Eu m-am dus și m-am informat. Am fost, dacă nu mă lăsați termin eu acum, nu înțelege lumea, așa. Dar așa că nu se mai poate anul ăsta nimic. Eu am încercat pe calea amiabilă cu ăștia lui Focșa. Și-am zis, băi, Nea Focșa. Lasă-mă în fundul casei lui acolo, că nu mori. Că omul se ducă vaca până la spugare. El și-a spus vie cea pe terenul. Lasă, vorbesc eu, vreau o leacă, bre. Ia o leacă. Vorbesc eu acum. Deci, lasă omul să pască aici, când în casa lui. Sunt ești oameni, exact înțelegeți. N-ai cu cine dorea, la furi curent, numai cu troscău. Mi-a închis telefonul de față, a fost la Matale acasă. Din două ori, mă ce am spus așa. Și am zis așa. Știi ce am spus? Că îi trimit apia în control, pentru că numai ciunim și numai a subvenții. Îl doare undeva, așa mi-a spus. Deci eu am târgi necesare și mă duc la apia și nu mai am nimic, niciun eu nu mai. Îl bag la control, pentru că nu înțelege nici pe omul ăsta. Dar nu este o lege pentru el și pentru mine să mă arăt. Dom'le, faptul e consumat, acum tot pe calea mea, eu nu am putere să... Are acțiune. Ai fost la Matale, ți-am promis și a fost, dar nu mai am putere să fac acolo. Degeaba sunteți primării aici, zice, puneți-vă din altă parte.
Dar mi-ai spus, dar dacă zic eu, fost să cheamă proști, ce-ți vine la mine? Nu se poate face treaba asta, de aici îi rupi de... Da, ai văzut că nici matale, că nu mai te amenință că te bate, te-am trimis la poliție. Ce se mai poate? Nu te amenință că te bate. Da, vezi, eu nu treaba asta, eu sunt pur, să-l dai, că vreau. Nu te amenința să facă, că o zirată. Păi, da, nu, și nu ați ca primar aici, ești primarul și președinte țării, așa face, ăsta eu. Dar nu poți nici eu să-mi calmi, ce am vrei, trebuie să mă înțelegi. Lasă, mă încarc, dar pentru mine, ca să nu poți să scot o vacă exact. O să mai încercăm pe calea mea, dar văd că n-am niciun vorbesc. Îl bag la apia, la control și mai încarc. Îl bag la apia și rămâna, singura variantă. Și la apia mai trebuie. Am văzut cum am vrea să aici, doamna, putea și chiar să mă. Da, doamnă, consiliar. Când, la iară. Am încercat, măi. Așa! Da, iar nu rezolvam, nu? Da, da. Aduc apia în control și vin eu de față cu el. N-ai văzut că nu iese când a fost? Unii! Și la telefon, îmi ține telefon. Alo, alo, alo! Este lege, aveți poliție, aveți lege, că doar matare e informația aici, dacă ești la primar. Da, Negru, s-o înțeles. Dacă mai vezi la primar.